Serus, dragilor, și dacă șpăgarii de la PSD Arad ne permit. Dragilor, iată, ne revedem la Nu-i așa, superbisima noastră emisiune. N-am mai zis săptămânală că ne bate Dumnezeu, că n-am, vedeți. N-am reușit, my friend. Viața e foarte dură. Deci uneori e mai dură decât vă puteți imagina. Știți că este o scarpă care să măsoară duritatea. Și diamantul e, no, viața e mai dură. Deci cel mai dur element din natură e viața, ca să înțelegeți așa. Nu-mi cer scuze să nu... N-am avut ce să fac, adică nu depins de mine. Lucrurile au fost în afara sferei mele de influență, cum ar veni. Practic, ok. Hai să plonjăm în subiectele, nu e așa, minunatelor săptămâni, că-s două de când n-am mai făcut această emisiune, dar nu înainte de a... cum să zice, introduce fundalul muzical. Cred că ăsta-i. Nu știu, n-am, că nici nu mai știu butoanele acum, știi? Asta zic. Ce mai știi ce e aici? Asta, Marian. Bun. Ăsta-l știu, ăsta nu o să-l uităm niciodată. Marian, nu te vom uita niciodată. Bun. Dosarul șpăgilor de la... Nu știu dacă v-ați prins. Am sărit direct la... Deci nu mai stăm. Așa. Plongem în subiectele emisiunii care ne-au făcut. Stați așa, mămică, să ne brandăm, că nu se poate. Bun, dosarul șpăgilor de la PSD Arad. Numiri politice, chiar și pentru necalificați, iar funcționarii erau obligați să plătească taxă la PSD. Bă, dracu, mă, cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Practic nu e lucrul ăsta pe care vi-l spun eu de vreo 4 ani încoace în fiecare zi. Că așa să fac în țărișoară lucrurile. Adică la toate instituțiile de stat, și zic aici toate instituțiile de stat, mă refer la toate instituțiile de stat, așa să fac angajările. Vin băieții de la partid, indiferent de numele partidului aici, insert PSD, PNL, UDMR, PNCCD, PMP, ce căcat ori mai fi fost pe partid, și vin băieții la putere și se schimbă, cum să vă zic eu, găleata unde se adună curcubeu, știi? Deci găleata cu aur. Era o lege, ok. Deci să, cetățenii care lucrează la stat dau șpăgile, ca și în tenis. Și se dă la partidul care nu e așa, la putere. Vă citesc așa niște lucruri. Prima parte nu e așa interesantă, dar vă citesc ca să vă introduc încet în atmosferă, vă dau pălitura crâncenă din prima, știi? Vă las așa. Zice așa. Informații explozive sunt cuprinse în dosarul șpăgilor de la PSD Arad, în care sunt urmăriți penal președintele PSD Arad, Dorer Căprar. Nu zicem nimic de numele om. Și parlamentarii Florin Tripa. Mai ce Tripa? Chiar drăguț așa. Ce faci? Se Tripa. Așa. Și Ioan Chisălit. Bă, asta zic, nu zicem nimic din numele oamenilor, chisăliță. Praf și pulbă, ok. În timp ce au fost reținuți 8 lideri locali ai partidului, practic a fost decapitată o rețea, ok. Procurorii DNA au adunat dovezi din care reiese că posturile de la Direcția Regională Drumuri și Poduri Timișoara erau ocupate contra unor sume de bani, strict la recomandarea de la PSD. Că aceste posturi erau motiv de război între filialele PSD Arad, Timiș și Caraș-Severin. Deci, practic, se certau PSD-iștii între ei care să ia șpaga. My friend. Că așa funcționează lucrurile în țărișoară. Deci, e bine asta. Dacă există concurență, e un sistem care evoluează. Că dacă luau numai aia de la PSD Arad, bă, lâncezea treaba, înțelegi, să desumfla. Dar așa fiind concurență între, iartă, Arad, Timiș și Caraș-Severin, bă, fiecare trăgea banul la el, să fiecare vinea cu metode tot mai inovative. Concurența... Îi mama progresă. Cred că de-aia și aia de la PSD și eu zic, bă, facem așa să fie câte două, trei organizații, să se bată între ele, să fie din ce în ce mai creativ, că altfel, bă, îl încezește lumea și iese șpaga la vedere. Și noi bine. Ah. Persoanele care erau angajate ca urmare a sprijinului politic erau obligate să plătească o taxă la PSD. Și aici, ca să înțelegeți... cuvintele astea sunt foarte grele. Nu se simte acum că suntem departe unul de celălalt, dar cuvintele astea sunt foarte grele. Practic, în cuvintele astea, pe care chiar vi le-am citit acum, să recunoaște faptul că oamenii ăștia care s-au angajat în funcții publice
Plătesc taxă în fiecare, în fiecare lună. Adică atâta timp cât tu ești angajat pe postul respectiv, tu trebuie să te duci, o să vedeți, să duc băieții în fiecare lună la PSD și depun la caserie, la doamna Maricica de la caserie, depun șpaga care se cuvine. Taxa de șmecher că e în jobul ăla. Asta știți ce presupune, my friend? Că angajatul ăla trebuie să fure. Angajatul ăla trebuie să ia niște șpăgi, că nu cred că dă șpaga din salar. Salarul nu e, oricât ar fi salariile bugetarilor de mari. Nu sunt atât de mare încât să dai șpagă în fiecare lună. Cât dai lună? Cât? Știi? Na, ai salar, 5.000 de lei, zic. Un salar mic pentru un bugetar din România, 1.000 și un pic de euro. 1.000 de euro, zicem. Muncitor necalificat la buget. Bugetar necalificat. Deci, 1.000 de euro. Cât să dai? 2-300? Băi, aia zic că... E nășpuc că tu trebuie să dai... Deci, șpaga de la angajare la bugetar e cam 5.000, să știți. Deci, de la 5.000 să pleacă. Deci, cam așa-ți bani. Asta înseamnă salariul pe 5 luni din start, dacă nu dai șpagă. Dacă dai șpagă, trebuie să furi de undeva ca să mai trăiești și tu. Pe de altă parte, iarăși vă zic, sistemul ăsta dur, în care tu trebuie să dai șpagă în fiecare lună, că altfel te dă afară, nu te gândi. Deci nu vă imaginați cumva că nu se întâmplă nimic cu oamenii ăștia. Pur și simplu îi dă afară, ia altul care aduce șpagă la partid. Deci dacă n-ai cotizant într-o lună, a doua lună ai zburat. Nu, frățioare, n-are, aici e toleranță zero. Deci, cum vă ziceam, sistemul ăsta de șpăgi lunare nu face altceva decât să creeze bugetari mai puternici. Sistemul care nu te omoară, frățioare, te face mai puternic. Asta se întâmplă aici. Deci, pur și simplu, băieții ăștia care au șpagă devin din ce în ce mai puternici. Rezistă oricum cei mai puternici. Deci, selecție naturală aici mai e ceva ca în America. Deci, dacă ar fi să... nu știu cum să zic, dacă ar fi un campionat, chiar să termină olimpiada, să fie probă olimpică la șpagă, noi suntem șmecheri, deci suntem șmecheri, șmecheri frățioare, deci în sistemul ăsta care călește caractere noi suntem șmecheri, cred că, iar zic, 1-2 pe planetă așa. Hai, nu, să nu exagerăm, poate sunt țări mai corupte și mai cum să vă zic eu, afectate sau bolnăvite de șpagă. Poate mai există pe planetă. Nu zic, nu știu, nu cunosc. Dar eu nu pot să nu observ că noi avem un sistem care funcționează, care pur și simplu promovează valorile. Deci la noi șpaga e pur și simplu un sport național. Cum era când eram eu copil tenis de masă, v-am povestit, toți copiii jucau tenis de masă, aici toată lumea dă și ea șpagă. Lucrul ăsta nu face altceva decât să ne întărească, să ne facă mai bun la chestia asta, nu? Dacă te antrenezi 10.000 de ore, devii șpăgar, șpăgar. Deci, băieții ăștia se pregătesc pentru o viitoare, că bănuiesc o să existe la un moment dat, că fiind într-o țară așa coruptă, la un moment dat îți dai seama că trebuie să existe un campionat de dat și de la șpagă. Trebuie cineva la un moment dat să se gândească la asta. Că și pentru ei, adică trebuie să aibă o bază de selecție, exact ca la fotbal. Ai nevoie de niște șpăgare, ai și tu, băi, șef la o instituție și ai avea nevoie de niște băieți bine pregătiți în domeniu. Păi cine e? Ei niște oameni așa aiurea de pe stradă care are 5.000 de euro în buzunar? Nu se poate, mă, friend. Ei niște oameni care au experiență în domeniu. Au o diplomă de luat și de dat șpagă, care să, bă, iar zic, altfel te descurci cu ea. Vin, pac, imediat, știu, plus că iar ei trăind în sistem și muncind atâta timp în sistemul care nu-i omoară și îi face mai puternic, ei vin cu metode inovative, creative de luat șpagă. Aia zic. Deci numai bine. Cele 8 persoane reținute inițial nu vor fi arestate preventiv, nu au fost, eu zic că oricum au trecut 2 săptămâni. Instanța a decis că 3 din acestea să fie plasate sub control judiciar. Procurorii din cadrul DNA, Serviciul Teritorial Timișoara, au decis să îi rețină pentru 24 de ore pe Cristian Ispravnic. Bă, cine e Ispravnic aici? Eu sunt Ispravnic. Și cum? Cristian. Ispravnic și mai cum? Cristian. Cum era ăla, știți că era avea divertis ăla cu competent. Cum te cheam? Vasile Competent. De ce? Păi se întrebe cine e competent. Și eu mă ridic, sunt competent. Și aici, cine e ispravnic? Eu sunt. Bine, e un cuvânt, e un regionalism, un arhaism, chiar aș putea să zic. Vechism, ca să, deci pentru oamenii care nu prea... E un cuvânt vechi, cum ar veni, nu prea să mai folosești. Da, zic, ispravnic, să fie ispravnic. Ok. Consilier județean PSD Arad și șeful DRDP Timișoara, Elisabeta Miuțescu. Deci, practic, dintr-o familie care își cau Miuța.
Arădean ca angajată la RDP Timișoara, Mirel Pascu a angajat RDP Timișoara, Cristian Dima a angajat RDP Timișoara, Mircea, mă friend, foarte mult. Toată lumea angajată la RDP Timișoara. Aici o să vă sar puțin peste text, că dacă vă interesează să-l găsiți pe Digi24, da. Ce vreau eu să vă spun, că RDP Timișoara pe mine, direcția regională de drumuri și poduri, practic mi se rupe masiv așa, deci grosier cum ar veni, de RDP. Deci mie nu mă interesează de RDP, știam, adică eu vă repet, toate instituțiile bugetare sunt pe șpagă, nu există de nimic fără șpagă. Cum e aia, nihil sine dio, la noi nihil sine șpagă. Nimic fără șpagă, așa. Deci, pe mine mi se rupe de RDP, că practic în Timișoara am fost foarte rar, spre deloc, pot să zic, adică nu că deloc. Am fost de câteva ori, am fost invitat acolo la niște evenimente, la care am participat cu drag, un oraș foarte frumos, mi-ar place să mă duc, dar nu mă prea interesează drumurile și podurile din zonă, că nu frecventez, adică, și dacă mă duc odată și dau într-o groapă, asta este, mă friend, o să am o amintire din Timișoara, Bucșă, blaț, braț, suspensie stângă, ceva, nu știu, nu mă pricep, aia zic. Asta o să fie singura mea amintire din Timișoara. Deci mie de drumuri și de poduri nu mă interesează, dar ce e foarte interesant e că băieții ăștia de la, care se preocupau de la PSD, care se preocupau de ce se întâmplă în zonă, sar un pic, iar intru din nou în subiect, ieșisem, știi, am ieșit din subiect să mă suc, dar reintrăm un pic înapoi, numai așa, până la gleznă, să vă spun că oamenii se ocupau și de necalificați și sunt niște stenograme de la DNA aici, în care cetățenii povestesc foarte fain cum să dă și cum să ia. Adică, practic, despre ce e vorba în propoziție. Și ei luau bani și de la, deci, și de la necalificat. Practic, de la cel mai de jos nivel. Adică, oamenii cu cel mai mic venit trebuiau în fiecare lună să se ducă să dea banul la PSD. Unde era o doamnă care aduna banii. Deci, ca să înțelegeți, așa funcționează lucrurile. Și asta e o chestie care se judică așa. Prățioare, deci eu lua pe niște băieți, se judică în libertate, adică ce pot să facă. Înțelegeți? În condițiile în care oamenii ăștia, bă, nu știu, i-aș judeca pentru siguranță națională, faptul că tu angajezi niște oameni care nu se pricep la o, la o, cum să zic eu, la Regia Națională de Drumuri și Poduri, care pur și simplu, bă, pui viața cetățenilor în pericol. Că ea trebuie să repare drumuri și poduri, zic. Și tu căpușezi cu oameni care nu se pricep. Păi, eu zic că trebuie să fie un pic mai nașpa pedeapsa. Că dacă e angajat la, nu știu, Agenția pentru Monitorizarea Polenului de Rubarbă. Zic, nu m-ar deranja așa tare, că bă, o monitorizează, nu o monitorizează, viața noastră la felul. Dar pe drumuri și poduri eu consider că, cum să zic eu, practic e un atentat la viața cetățeanului. Bineînțeles, exagerând puțin, dar miile de morți de pe șosele unde nu sunt semne, unde nu sunt, că o să ajungem și acolo astăzi, se datorează și faptului că cetățenii ăștia de la RDP nu prea să pricep. Că n-au cum să se priceapă, că ei s-au angajat pe șpagă. Și iarăși îți spun, ei nu sunt acolo să-și creeze competențe profesionale în drumuri și poduri. Ei sunt acolo să-și creeze competențe profesionale în luat și da șpagă, că ei au lunar rată la PSD. Așa cum, mămică, tu ai rată la apartament, ei au rată la salar. Ei le ia salarul și trebuie să dă o parte la PSD. Eu vă spun așa, din experiența mea, când ai de dat niște bani, te gândești cum ai putea să faci mai mulți bani. Și nu mă gândesc că oamenii ăștia livrează pizza după servicii. Știi? Mă gândesc că se angajează la Uber, îi vezi cu bicicleta până oraș, la costum, când ies de la servicii, mai facă și un bănuț. Nu cred. Deci eu sigur că fură de la locul de muncă. Mai un petriș, mai o basculantă, mai o și cum se poate. De fapt, știrea pe care am vrut-o să vă citesc aici, a? Discuțiile între inculpați au scos în evidență obligațiile funcționarilor susținuți politic de partid de a plăti taxe lunare la caseria organizației, cuantumul sumelor raportându-se la ierarhia fiecărei funcții. Ați înțeles. Deci lunar, băieții. La caserie, la PSD, era o doamnă care încasa și pagini. Îți dai seama, bă, în ce zici, bă. Da, dar nu asta, vă repet, nu asta e important, că după pe mine nu mă prea interesează, mai ales în Timișoara. Este să, așa tangențial, să rostește și numele doamnei Viorica Dăncilă. Dar săraca, eu vă repet, eu nu cred. Că femeia habar n-avea pe ce lume treia, ea era, o lua valul, știi? Ea era fix ca în poza aia, nu știu dacă țineți minte, era o poză, frățioare, cu o familie care făcea o poză pe malul apei,
În mare, frate. Erau băgați în mare și făceau o poză. Și lângă ei era o bunică, pe un săraca femeie îmi puzea să stea în picioare. Și-o pus-o pe un scaunel. Și când a făcut poză, a venit un val și a ușchit-o pe apa bătrână. Știi? O luat-o valul, nu apare în poză. Deci ei se pregătesc, o pun pe babetă pe scaun, toată lumea fericită, vine un val și o ia pe babă. Deci baba s-a ușchit și acolo, n-are treabă. Și aia fac poză, e numai scaunul gol. Exact și așa. Și Viorica, deci pe Viorica o lua valul. Deci Viorica un pic nu era atentă, venea câte un val și o lua și o ducea unde. O și luat-o și o dus-o la un moment dat, da? Aia vă zic, Viorica Dăncilă, eu nu, chiar nu cred. Pentru că la nivelul intelectual al Vioricii Dăncilă, eu nu prea cred că putea ea organiza un grup, un grup din ăsta infracțional. Nu. Deci, pur și simplu, s-o nimeri băieții erau acolo, cred că au ajuns și la ea niște mici atenții, că nu se poate, că așa e ierarhia, că băieții aia care strângeau bani la PSD. A, nu credeți că îi foloseau să, nu știu, să înfrumusețeze orașul Timișoara? Dădeau la membrii PSD să împărtea, că așa se face, deci președintele partidului iau o sumă, restul băieților iau și ei, în concordanță cu funcțiile pe care le ocupă în partid, și restul banilor se duc mai sus. Se duc la organizația județeană sau la organizația națională, la sediu central. Așa se face. Asta în condițiile în care PSD-ul primește 106 de milioane de euro pe an. Sau, nu știu, 40 de milioane. Una din astea două. Nu că ar fi important, da? Deci primesc foarte mulți bani. Ajungem și acolo un pic mai târziu. Ok. Deci citim, DRDP, dar vă repet, pentru mine DRDP, așa nu mă foarte interesează. Vreau să vă citesc ceva și caut și un singur rând e foarte important. Zice așa. Directorul DRDP Timișoara, Cristian Ispravnic, l-a promovat la finalul lunii august pe Mircea Andrei. Lucaciu. În funcția de șef al departamentului de venituri, cei doi sunt colegi în PSD Arad, iar în noua sa calitate, Lucaciu are rol de coordonator al activității de cântărire și verificare a autocamionilor la frotierele din vestul țării. Arad, Timiș, Caraseveni. Je reviens, mă întorc. Deci băieții ăștia de la PSD Arad au numit pe cineva care se ocupa, citez, coordonarea activității de cântărire și verificarea autocamionelor la frontierele din vestul țării. Acum. N-ar putea cumva să existe o legătură, eu nu mă zic, între băieții ăștia care se ocupau cu numiri inclusiv la vămile din Arad, da? N-ar putea să existe o legătură între băieții ăștia și băiatul la care o părăsi planeta exact ca și mașina lui Elon Musk, știi? Care avea propulsie, știi? Când Elon Musk și-a dus Tesla lui și-a dus aia era să zic o glumă proastă și-a dus Tesla în cosmos, știți? În spațiu și-a aruncat-o spre ceva, nu știu, dă cu mașini în spațiu și băiatul ăla care o sări cu Mercedes în sus la Arad. N-ar putea să existe o legătură aici, nu vi se pare un pic ciudată, la avea firmă de transport. În Arad există acum o problemă mare cu contrabanda de țigări și trecem la următoarea știre ca să vedeți că da ce să leagă, uite. Liderul mafiei cu țigări din Arad de negăsit. Adjunctul său în arestul poliției. Șeful mafiei cu țigări din Arad, Cosmin Mladin, a dispărut din vizorul autorităților după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Adjunctul său, Daniel Copil, voi când faceți un copil? Așa. De asemenea, ținta unui mandat, ținta mă mică, el era ținta unui mandat. Așa a fost săltat de polițiști, bă. Ar trebui cineva să le dă la băieții ăștia de la Epoch Times. Ăștia oricum au luat-o, deci, s-o pișa pe aia de ziaristică, nu mai au nicio treabă. Bă, scot niște știri, că îți stă mintea în loc. Cred că li s-o tăia fondurile sau ceva, nu știu. Au niște știri, mă friend, și niște titluri, vă repet, bă, faci pietri la nimic. Așa. Adjunctul său, Daniel Copil, de asemenea ținta unui mandat similar, a fost săltat de polițiști. Oamenii legii l-au căutat pe Mladin atât la domiciliu cât și în alte locații, dar n-a fost de găsit. Potrivit sursei citate, Mladin și Copil s-au prezentat vineri la instanță, în timp ce se judeca în lipsă cererea de arestare preventivă pentru a se preda. Aici am aflat. Cumva avem... Haideți să vă explic. Știi când... Este o... Imaginați-vă că o nins, știi?
și dai cu piciorul în zăpadă și dai cu piciorul în ceva maro, știi? De obicei să zic de câine, ca să nu. Deci dai cu piciorul în ceva și se vede un pic. Și te gândești, bă, aici ai ceva... Hai să fim mai... Bă, să o dăm pe adreapt. Am călcat într-un căcat, așa te gândești. Exact așa s-a întâmplat și Arad. Când băieții aia l-au aruncat pe ăsta în aer, practic cineva o călcat într-un căcat acolo și acum începe să iasă adevărul la lumină, știi? Din zăpada aia albă, imaculată, nu se vedea nimic, Aradu. Imaginați-vă, Aradu era albă. Vine un băiat, dă așa în zăpadă și se vede ceva mărău. Și oamenii au început să sape acolo să vadă ce se întâmplă. Așa e și aici. Deci, practic, cineva răscolește, adică cineva. A început încet, încet să se întâmple niște lucruri acolo, că foarte multă lume cere explicații. Nu sigur că lumea care ar trebui să ceară explicații, cere explicații. Adică nu sigur că, de exemplu, poliția se ocupă cum trebuie de fenomen. Că din câte se vede aici, pare mai mult că cineva e interesat că de ce se întâmpla traficul ăsta de țigări în Timișoara și în Arad și ei nu primeau șpagă. Nu știu dacă înțelegeți raționamentul meu. Deci mie pur și simplu mi se pare că nu se ocupă poliția de ce se întâmplă acolo. Mie mi se pare că se ocupă niște oameni care sunt cumva indignați că ei nu primeau bani din activitatea asta. Pur și simplu așa văd eu lucrurile. Băiatul ăsta Mladin zice că e dispărut, că ei nu l-au găsit la domiciliu. Mă, frem, poate sunt concediu, nu putem să știm. Zice așa, la ieșirea din tribunalul București, atât Mladin cât și copil, au fost ridicați de procurorii de ICOT și duși la audieri. Deci toți la tribunal au venit și băieții au luat de pe scări. România. Acolo cei doi suspecți n-au fost reținuți din moment ce există deja o cerere pe rol privind arestarea preventivă. Bă, se încurcă lumea în proceduri în țara asta, bă. Deci nu, bă, vă jur, zici că zugravi și ăștia. Deci cred că i-au angajat și pe ăștia cu șpagă, de la PSD. În cele din urmă, magistrații au decis vineri că Mladin și copil ar trebui să meargă după gratii pentru 30 de zile, moment în care liderul rățelei a dispărut. Măsura procurorilor a venit în contextul în care în urmă cu peste o săptămână au fost puse în aplicare 157 de mandate de percheziții în dosarul în care cei doi sunt acuzați că ar fi coordonat o rețea uriașă de contrabandă cu țigări. Atât în Europa, atât în România, cât mai ales în multe state din vestul Europei. Doare mintea ce exprimare. În urma percheziților au fost găsite și plasate sub sechestru 620 de mașini, camioane și tractoare, printre acestea se numără și o mașină de lux Ferrari găsită la unul dintre lideri. Potrivit de ICOT, rețeaua de traficanți care numără peste 100 de membri a fost creată în 2017 în Arad. Deci voi ați înțeles, cineva a călcat în ceva și începe încet, încet să se răspândească acel ceva pânțărișor. Dar, vă repet, stângăciile astea, bă, haideți la tribunal, după aia de la tribunal îi saltă, îi duce la audiere, după aia le dă drumul acasă, după aia stai un pic că ne-am gândit să vă arestăm pe 130 zile, mizerile astea pot fi ori lipsă de profesionalism, ceea ce, iarăși vă zic, nu prea cred. Ori niște bâlbâieli din astea cu, bă, îi luăm, nu-i luăm, ce o să zică, despre cine o să zică, stați mă frățioare, mai lasă-l un pic. Cineva l-a sunat pe băiatul ăsta și a zis, my friend, nu știu, du-te, ia-ți tu un concediu, ia-ți un an sabatic. Tutunul dăunează grav sănătății, știi? Ceva, eu fi zis. Asta pentru că și dai seama că și el la rândul lui are niște cuvinte de spus. Că în general oamenii ăștia sunt greu de arestat, că dacă îi arestezi, ei încep să au, frățioare, au, există sindromul ăsta a pușcăriei, știi? Cum intră în pușcărie, încep să-și amintească lucruri. Au niște lucruri pe care ei și le reprimă, nu stai cu el de vorbă, nu zice nimic. Bă, dacă când îl bagi în pușcărie, cred că, nu știu, mediu. Favorizează, cum să vă zic eu, recreerea amintirilor. Îi vin așa dintr-o dată, știi? Își amintește niște lucruri pe care nu le știa. Și de-aia mă gândesc că există o legătură între băieții care verificau, cântăreau tiruri și pânvămi angajați de PSD și băieții ăștia care cărau țigări în state pe aici, în jurul nostru, le aduceau de până Moldova, de până Ucraina, cu tirurile, știi? Trebuie să existe o legătură, mai ales că, vă repet, să strânge puțin sfoara. Apar niște informații care, iarăși vă zic, până acum nu au fost considerate interesante. Credeți că șpăgile astea de la DRDP și de la VAM din Arad nu erau cunoscute? Haideți că eu vă... Deci eu, dacă mă ascultă și eu, nu cred. Dacă e cineva de la DNA interesat să vină, eu dau declarații, eu știu eu în Baia Mare unde se dă șpagă. Cu nume și prenume, nicio problemă. Toată lumea știe, adică nu numai eu, tot orașul știe. Deci dacă întreb pe stradă
unul din trei oameni care e interesat de fenomen știe cine dă șpagă, unde se dă șpagă, cât e șpagă ca să intri la un anumit job. Nu există niciun fel de îndoială. Și asta vă repet, asta e la nivel de Baia Mare, unde noi suntem departe, my friend, de, cum să vă zic eu, de împărăție. Aici suntem la marginea Imperiului, noi suntem, știi? E mai diluată autoritatea aici. Dar eu cred că în orașele mari, frățioare, pe viață și pe moarte. Adică nu cred. Sigur. Revenim la discuție. PSD refuză să despăgubească Muzeul Național de Artă Contemporană pentru tablouri care ar fi ars într-un incendiu la sediul partidului. În primul rând, eu vreau să vă remarcați că există Muzeul Național de Artă Contemporană. Bănuiesc că avem și Muzeul Național de Artă viitoare și Muzeul Național de Artă din trecut sau cea. Deci, practic, artă contemporană. Așa. Deci, PSD a fost dat în judecată de MNAC, așa, care îi solicită restituirea 59 de tablouri din patrimoniu, erau 69, din patrimoniu național sau contravaloarea acestora estimată provizoriu la 260.000 de lei. Am aflat, ce tablouri? 60 de tablouri, 260.000 de lei? Zero. Plângerea muzeului, consultată de sursa citată, a fost introdusă în luna mai la Tribunalul București, dar încă nu a fost stabilit primul termen de judecată. Potrivit documentelor, tablourile au fost împrumutate formațiunii politice între 93 și 95, dar în timpul corespondenței cu muzeul, pe marginea acestui subiect, PSD a transmis că tablourile au ars într-un incendiu și inițial a promis că va plăti dezbăgubiri pentru ca ulterior să renunțe la idee invocând forța major. Da, 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 deci forța majoră e un incendiu la ei acasă. Deci, n-au, deci înțelegeți, ei... Ce dare mintea... Forța majoră e un lucru care nu, cum să zic eu, nu se poate fi imputat. Forța majoră e un uragan sau o inundație. Aia e forță majoră. Că n-ai, dacă ți arde ție casa, aia nu e forță majoră. Aia e faptul că tu ești prost și nu ai avut grijă să-ți implementezi măsuri care ți-ar fi putut salva bunurile, înțelegi ce zic eu. Nu, poți, nu poate fi invocat faptul că ți-a aprins casa și să scapi, să dai tablourile la mână. Nu poți asta. Deci, adică poți să încerci, că aici e discuția. Ar fi interesant să le și iasă. Ar fi un precedent, s-ar crea un precedent. Nu că ar conta în justiția română precedențele, dar totuși ar fi așa drăguț. Cred că s-ar studia la drept, știi? Forța majoră le-o ars casa. Ah, ok. Deci, practic, să înțelegeți, un muzeu dat PSD-ului niște tablouri, nu știm de ce. Dar bănuiesc că oamenii vreau să aibă un sediu cât mai contemporan, că dacă e muzeul artei contemporane, nu... Vor fi avut vreo casă veche și au zis, frate, ar trebui să o aducem în secolul nostru. Să o, știi, cumva să transceadă. Nu știu dacă înțelegi ce zic. Deci, practic, oamenii nu simți nevoia să se înconjure de artă. Și s-au înconjurat de niște artă, care arta, iată, nu e așa, o ținut-o la beci, care beci o ars. N-am înțeles de ce o dus arta în beci, că dacă o luat niște tablouri de la muzeu, n-ar trebui să le pună pe păreți. Sau poate le depozitau noaptea în beci, știi? Ca și la, nu știu, ca la Louvre. Pac, 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 vin băieții, strâng tablourile, duc în beci. Să nu cumva să atenteze vreun element infracțional la valorile artei contemporane din România, zic. Deci v-ați înțeles, eu dat niște tablouri, 59 tablouri, PSD-ul nu mai vrea să le dă înapoi. Știți că erau niște băieți de la PSD care aveau niște tablouri, n-aveau ce face cu ele și le-au zidit în păreți. Le-au băgat sub rigips. Să fie acolo, mămică, ia. Da, așa. Și vă mai dau una cu PSD-ul. Am vrut să încep cu PSD-ul că cumva văd că oamenii încep încet, încet să uite despre ce era vorba în propoziție, știi? Oamenii încet, încet să uite la PSD și zic, bă, era okeiuță așa. Nu, mă frân. PSD-ul e exact ca și comuniștii. Deci așa, toată viața lor o să rămână la fel, ce nu se schimbă, înțelegeți. Bine, și fac parte într-o organizație care, așa cum v-am relatat adineaur, îi întărește. E o organizație care, cum să vă zic eu, punându-i la încercare, îi face din ce în ce mai puternici. Cei slabi, iată, părăsesc partidul, se duc în PNL. Dar cei puternici rămân aici, pe baricade. Și aflăm din ebihoreanul.ro că niște băieți... Stați așa și nu mișcați, că vă zic și cum îi cheamă. Bă, dar e lung articolul, bă. Bravo, Ebi Horeanu. Cel mai lung articol. Zice așa. Un primar și un afacerist celebru s-au ales cu dosare penale după ce Bihoreanu a descoperit că și-au amenajat conace într-o arie protejată. Practic, ca să înțelegeți aici despre ce vorba propoziție,
un primar și fratele lui. Și-au făcut, nu e așa, nu știu dacă sconace, practic sunt niște vile. E departe de noțiunea de conac, cel puțin din punctul meu de vedere. Și oricum, dacă mă întrebați pe mine, cel puțin magazia asta de aici, e prost construită, nu cred că rezistă la încărcare din zăpadă. Asta e părerea mea personală și n-aș putea zice că mă pricep. Dar ca să vă faceți idee, băieții, o defrișat o bucată de pădure. Ia ca mămică. De ce e în mijlocul pădurii? La mijloc de codrudesc, cum zice versul la noi aici în Țărișoară, ei și-au făcut o... Mie și-a făcut o mizerie, dacă mă întrebați pe mine, că dacă vă uitați cum arată casele astea, frățioare, mie, deci vă jur, eu aș face blocaj renal. Cum o putu face strâmbăturile astea puse în toate direcțiile, deci nici dacă, bă, dacă iei niște bucăți de Lego, le arunci pe jos și te piși pe ele, ca să, știți, să le miști, cum știți. Mă refer la băieții aici, voi știți despre... Okay. Dai și le miști. Și ies mai ordonate, mai aliniate decât cei căsuța au ăștia. Deci stați aici, mă frân, nu se poate așa ceva. Uite-te tu ce îmbârligătură aici înghesuită. Ce forme. Deci te doare mintea. Eu le dădeam amendă din start, deci din start le dădeam amendă pentru arhitectură. Dăunează fibrei neamului românesc, adică nu... Deci eu le dădeam din start o amendă, dar vă repet, o amendă zdravănă, pentru urâțenie, mă. Pentru absolut... Oroarea asta de ansamblu arhitectural. Ok. Deci băieții ăștia și-au defrișat ei, ca și-au avut organismul lor, și-au defrișat o bucată de pădure. Ce mi se pare iarăși interesant e că ei aici au turn de comunicații, la ei în curticică. Vezi? Cred că l-au montat ei pe bănuții lor, știi? Deci cred că cumva ori fi vorbit cu un Orange, cu vreun Vodafone, cu vreun Telecom, să le pună și lor. Să aibă semnal, mă mică, nu te duci la vilă. Stai acolo, n-ai semnal, te sună oamenii, să-ți dă și pagă și tu nu poți răspunzi la telefon că n-ai semnal. Știi? Bun. Deci cam astea sunt pozele. Uite, aici se vede mai bine stâlpul. Vezi? Ăsta e stâlp de telefonie. Telecomunicații ceva. Nu cred că aveau ei stații. Cred că e vreun operator de telefonie. Priviți aici arhitectură, mă mic. Ia uite-te. Nu merita o și-o amendă drăguță? Încă văd că se lucrează. În fine. Băieții despre care vorbim aici, îți doi frați. Nu există în lumea asta, frate ca al meu. Tarararara. Stați așa să vedem cum îi cheamă pe băieți. E secret, cred că nu scrie în articol. Primarul Aurel Ilie și afaceristul Viorel Ilie. Foto sus și foto jos. Bă. Asta cu foto jos mie mi se pare... Îmi trimis și mie un foto jos? Ia și tu un foto jos. Deci nu vi arăt. Pur și simplu nu vi arăt că nu vreau să-i facem... Nu știu cum să vă zic eu. Nu vreau să-i facem celebri. Să-i recunoască lumea pe stradă. Uite aici. Hai să vă arăt. Deci domnul ăsta e foto sus și ăsta e domnul e foto jos. Am nu știu care-i Viorel Ilie. Stai așa, stai un pic să ne organizăm că suntem un pic dezorganizați și o să zică lumea că suntem crimă dezorganizată. Deci așa. Aurel Ilie e foto sus. Stai, Aurel Ilie e primarul. Aurel Ilie. Deci știu că n-ați fi crezut, dar Aurel Ilie stă mai slab. Și foto jos e... Bă, bine zic. Bine zic, dar nu râde nimeni. Nu râde nimeni. Ok. Afaceristul Viorel Ilie, foto jos. Deci iată, foto jos și foto sus. Asta foto jos vă zic, sună cumva pervers. Bun, deci foto jos, băiatul ăsta e afacerist, băiatul ăsta e primar. El, băiatul ăsta centrează, băiatul ăsta dă cu cap. Să și vede că are capul mare. Deci domnii Ilie, domnii familia Ilie, practic, și-o făcut și-o tras căsuță în poieniță, cum ar veni. S-ar putea să o fi făcut, da, așa de la mine, da. S-ar putea să o fi făcut pe fonduri europene, că v-am explicat că asta era moda la PSD. Să dădeau niște fonduri europene pentru pensiuni. Băieții de la PSD își făceau pensiuni, bineînțeles, pe bani europeni, 200.000 de euro, 300.000, 400.000, am înțeles. Și după 3-4 ani în care pensiunea nu era viabilă din punct de vedere economic, o închideau și o vindeau. Și o vindeau ei înșiși pe persoană fizică. Și ia ca așa, cu bănuți europeni, unii băieți de la PSD și-au făcut, nu e așa, pensiuni în munți. Bun,
Cam atât în sfera politică, bine, nu așa, dar zic, astea au fost highlight-urile PSD-iste ale săptămânilor care au trecut. Pensionar special epurat de năsui, numit șeful Direcției de Integritate la Ministerul Energiei. Dacă vă mai aduceți aminte, acum o perioadă, Mr. Năsui, domnul Claudiu Năsui, care e ministrul economiei, care știți că economia duduie, rupe, așa, a făcut mare tarantelă pe Facebook. Domnule, am destructurat o rețea de infractori. O prins niște băieți care erau administrator special la ceva societăți din astea de stat, care o ard în continuu pe pierdere de 10 de ani de zile și încasează niște bani buni. Și băiatul ăsta, Ionel Georgescu, fuse administrator special la UME București și Băița S.A. UME, nu știu, să fie unitate, nu cred. Știu că una dintre ele era ceva fabrică de armament, că la noi, ca să înțelegeți, la noi nici măcar fabricile de arme nu sunt rentabile. Adică un monopol absolut închis, deci nu, numai tu poți să faci arme în țărișoară. Și tu faci arme, dar tu nu faci profit. Că oricum cât ai vinde armele alea, deci, nu te-ar putea nimeni contesta că nu face nimeni altele. Nu știu dacă înțelegi ce vă zic eu. Când ai un produs pe care altcineva nu-l face, poți să-l vinzi cam cu cât vrei tu. Cum face, de exemplu, biserica cu lumânările. O lumânare la biserică costă 6 lei sau cât, nu știu, că nu frecventez. Păcând o lumânare, dacă ai cumpăra-o din altă parte, ar fi 2 lei. Dar fiind monopol și numai ei au voie, că așa zice legea, că numai biserica are voie să facă lumânări. Ei le vând cu cât vrei. Așa și băieții ăștia cu armele. Deci să faci o unitate în care băieții produc arme pe care le vând cu cât vor ei. Statul e obligat să le cumpere, că ei n-au ce face. Să înțelegeți, armatei române îi trebuie un număr de arme. Câte arme îi trebuie? 100.000, dau un exemplu, habar n-am numere. Îi trebuie 100.000 de arme, 100.000 de puști, da? Hai să facem 100.000 de puști. Cât e o pușcă? Cât vrem noi? Bine, frățioare, fă-le. Tu le faci cu cât vrei tu și ăia sunt faliment. Deci, înțelegeți ce vă zic eu? Nu reușesc să facă profit, deși ei pot să vândă armele cu cât vor ei, că nu au concurență. Și nici nu o să te duci să cumperi puști din Rusia, zic, sau nu așa. De la sirieni, știți cum făceau băieții aia pe acolo, până în catacombe, făceau ei calajni, făceau, aveau presă și făceau mitraliere. Un fel de, aia zic, fără licență. Sweatshop, știi? Deci erau copii care făceau glonțe. Ah, ok. Deci, ați înțeles ce vă zic aici? Deci, țărișoara asta nu e în stare să facă o instituție care are un monopol și să facă, bă, să nu facă profit, că nu trebuie profit, bă, să nu facă pierderi, să nu producă pierderi. Nu e posibil. Bun, și din ciclu cine s-a mai angajat la statul român, ia deci să vedeți aici, dansatoarea Dâmburic, Raluca Paraschiv. Dă-te în buricul meu, așa. Voiau de pe ecran să nu vă hipnotizează. Așa. Cine este Raluca Paraschiv, specializat în dansuri orientale și machiaj, absolventă de Spirul Haret, angajat într-o companie de stat din sistemul energetic? Fac o mică paranteză acum. Pentru că, așa cum vă ziceam, sistemul național de angajări, că e un sistem național, deja putem vorbi de un fenomen, o trecut prin niște schimbări în ultima vreme, în caz că n-ați observat. Acum nu se mai angajează pe post. Cum o angajat-o, de exemplu, pe doamna aia care nu știa ce înseamnă debit, o angajat-o pe post de inginer la ceva Apele Române, știți? Și nu se mai angajează pe post acum, că posturile sunt contestabile, adică dacă tu trebuie să ocupi o funcție. Dom'le, ce ești? Păi, sunt inginer, mă ocup de, nu știu, ranforsarea digurilor. Habar n-am. Păi, trebuie să știi să ranforsezi diguri. Te întreabă oamenii despre ce vorba, nu știi. Și acum, ultima șmecherică, e consilier. Frățioare, oricine poate să fie consilier. Aici ai frumusețea acestei noi metode de angajare la stat. Oricine poate să fie consilier. Eu pot să fiu consilier. Ce vrei? Vrei să te consiliezi în ceva? Ia, angajează-mă să te consiliezi. Nu poate nimeni să-ți conteste abilitatea ta de a consilia. Că practic când ești consilier, tu trebuie să dai niște sfaturi într-o anumită problemă unui om care are nevoie de sfaturi. De exemplu, băieții ăștia de la, o să vedeți, de la o angajare,
de la o de la Transelectrica, my friend, da? De la băieții ăștia de la Transelectrica au niște nelămuri, nu se pricep la ceva. Și-a angajat-o pe doamna, sau domnișoara, nu știu, doamna, cred, Raluca Paraschiv, să-i consilieze. Înțelegi? Deci doamna vine la lucru de la 8 la ora, nu știu, 5, să zic, de la 8 la 5 cu pauză de lucru o oră, de luni până vineri, poate vineri program scurt, așa e la asta. Și doamna îi consiliază pe anumite probleme. De ce? Eu sun din când în când și zic că doamna Raluca, uitați aici, avem o problemă. Soția domnului director ar vrea să învețe să danseze din buric. Cam care ar fi, care spașii, cam, deci avem nevoie de consiliere în problema asta. Și doamna Raluca se duce și, sau hai să nu zic doamna, soția domnului director, că poate soția domnului director, eu doamnă, cum să zic eu, mai în vârstă, fără să jignim pe nimeni aici, că nu știu că poate omul umblă cu tineri de 20 de ani, nu știu cine e directorul Transelectrica, nici nu mă interesează, dar bănuiesc că trebuie să fie un om de succes, că la Transelectrica, fiind angajat la stat, trebuie să aibă un salar bunicel, câteva mii de euro, zeci de mii de euro acolo pe lună. Deci aia zic că poate una din amantele domnului, că mă gândeam acum la soție, da, soția e cu copii, știi, poate o doamnă care, cum să zic eu, a fost luat așa de val, de viață, bă, copii, școală, mai face o mâncare, eu nu cred că face ea mâncare la banii lui, știi, nu cred, cred că are șef sau ceva, da? Bine, te ocupi de casă, poate amanta asta, zic, să sărim un pic, poate amanta domnului director ar vrea să învețe să... niște dansuri orientale și doamna Raluca, ea e specialistă în dansuri orientale, o să vedeți, și sau poate vrea domnul director să apuce de karate, că iarăși o să mai vedeți, doamna Raluca are centura maro la karate. În caz că nu știți și nu v-ați lovit de fenomen, centura maro e ultima centură înainte de centura neagră. Practic, doamna Raluca ar ca întâi să ne rupă cu bătaia, adică dacă îi să ne înfruntăm față în față, de-aia îmi permit să vorbesc de pe internet, că aici nu cred că mă afectează. Numai dacă cumva nu o supăr rău pe doamna Raluca, mă urcă pe mașină și vin și îmi dă două cărăți. Dar doamna Raluca, asta zic, ea, domeniul ei de expertiză e dansul din buric, că se pricepe la dans în buric, mai are o școală de machiaj, cum au majoritatea, hai să nu fiu, nu aș vrea să fiu tendențios, majoritatea divelor astea de internet, au, deci dacă nu mai poți să-și arăte, nu mai merge vrăjala cu, stai un pic să-mi scot decolteu, o ardem pe machiaj. Așa, de pe la 30 de ani când deja încep să apară, știi? Să mai încrețește pielea așa, să sânii încep migrarea, încep să plece, știi? O ars pe machiaj, ce să faci? Că chiar zic, ce competențe poți să ai? Da, din buric și masaj, și mă, masaj, auzi tu, masaj. Machiaj, my friend, machiaj, la ochile, machiaj, așa. Deci doamna, astea sunt competențele dânsei, e foarte tare pe machiaj, e tare pe karate, centura maro, my friend, deci șmecher, aproape un negru, nu un negru, să nu ne referim aici la cetățenii de culoare, negru zic centura neagră, da? Și dans de buric, trei competențe, deci doamna poate să fie consilier pe trei direcții, că asta ar putea să facă un consilier, nu? Un... da, un consilier, mă friend. Deci ea consiliază în domeniul ăsta. Zice așa. Postul scos la concurs este cel de consilier în cadrul entității organizatorice consilier din executivii societății. Ai de mine și de mine. Însă nu este clar pe ce funcție a fost angajată. Păi pe funcția de consilier. Și nici condițiile de organizare a concursului. Păi ce să organizezi concurs dacă, de exemplu, tu ai nevoie de un consilier care să te consilieze la datul din buric? Păi ce? Ce concurență poate? Cine mai poate să vină? Păi dacă doamna Raluca are școală de dat din buric, doamna Raluca venea cu 100 de euro să dea din buric, cine poate să-i consilieze mai bine decât o doamnă care făcea 100 de euro dând din buric? 100 de euro. Știi? Deci, practic, când ajungi la nivelul ăsta și dai din buric pe 100 de euro, bă, poți să consiliezi alt oameni, deja tu ești expert în domeniu, știi despre ce e vorba. Nu zic că doamna Raluca ar fi primit jobul datorită faptului că nu știu, e mai decoltat, așa, zic. Sau datorită aspectului ei. Departe e mine gândul. Doamna s-a angajat la Smart, care Smart SA este societatea pentru servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport. Bă, deci societatea servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport. Nu-i bine, nu-i Smart, e Smart. N-au acedit. Societatea S, nu, nu.
Servicii S, M, I, mentenanță, rețele, I, R, S, M, R, I, smrte, smret. Nu, I, smart, I, smr, smret, smret, smret. Lucrăm la smret. Doamna lucrează la smret, nu-i la smret, e la smart. Așa, servicii de mentenanță a rețelei electrice de transport, fiind o filă la Compania Națională de Transport a Energiei Electrice, Transelectrica. Deci, practic, Transelectrica mai are o firmă care face servicii de mentenanță a rețelei. Păi, doamnă, angajat-o la... Da, n-am. N-am nimic aici. Ce e aici, șoptesc niște păsărele aici, că doamna a fost angajată la îndemnul unor membri PNL. Deci s-ar putea doamna să fie pupila, așa se zice. Nu-i pupila, nu-i absolut nimic vulgar, a unor băieți de la PNL. Așa șoptesc niște păsărele aici în articolul ăsta. Ce vreau să vă mai spun e că doamna Raluca a mai fost și responsabil cu protecția muncii la Poliția Capitalei. În perioada în care domnul Gigină, dacă mai țineți minte, Bogdan Gigină, și-a pierdut viața. Și tatăl doamnei Raluca era la acea vreme secretar general al Sindicatului Național al Polițiștilor. Și dânsul i-a luat apărarea la domnului Gabriel Oprea că dacă zicea ceva de rău, el fiind secretarul general al Sindicatului Polițiștilor, da? Dacă el zicea ceva de rău, era fiica lui implicată, că dânsa s-a ocupat de protecția muncii și domnul Gigină, practic, a avut un accident de muncă. Ori la accidentele de muncă s-a închetat cetățenii care se ocupă de protecția muncii să vadă dacă și-au făcut treaba. Eu bag mâna în foc că doamna dansatoare din Buric, școală de machiaj, karate, centura maro, nu și-au făcut treaba. Eu bag mâna în foc pentru asta. Că n-avea cum. Am eu un hanci așa, o bănuială. Da? Zice așa, deci tatăl Raluca-i Paraschiv i-a luat atunci apărarea lui Gabriel Oprea și a susținut că nimeni nu l-a obligat pe polițistul Bogdan Gigină să se urce pe motocicletă și să deschidă coloana oficial. Deci un domn polițist de la sindicat zice că un alt polițist nu l-a obligat nimeni. My friend, nu știu, chiar crezi că noi suntem veniți cu pluta pe conductă? Voi sunteți unitate militară, la voi nu se discută. La voi noi, domnul Gigină, urcați-vă pe motocicletă. Și el să zică, băi, nu prea am chef azi, știi? Am băut un pic aseară, știi? Mă doare un pic spatele așa, să zic. Aș mai dormi azi un pic, știi? Eu mă duc acasă, mi-au liber azi. Nu pot. Nu există asta la poliția română. Nu merge vrăjeala asta. Așa. Doamna Șoșoacă atacă decisiv. Antiromânismul trebuie combătut cu închisoarea și interzicerea unor drepturi. Deci, practic, doamna Șoșoacă propune un proiect de lege prin care dorește să combată antiromânismul prin închisoare. Deci, practic, dacă zicem că țara asta e de căcat, o să facem, nu e așa, pușcărie. Așa, zice și. Persoanele care distribuie sau pun la dispoziția publicului prin orice mijloace, știri, informații și materiale considerate antiromânești ar trebui să fie trimise în spatele gratilor pentru o perioadă de până la 5 ani. Totodată, legea vizează și cenzura presei. De asemenea, proiectul mai prevede că vânzarea, confecționarea, răspândirea, precum și deținerea în valoare în vederea răspândirii de simboluri antiromânești constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Asta poate doamna a văzut-o la domnul Putin. S-o fi uitat pe Instagramul lui domnul Putin și a văzut că dânsul mai cenzurează cetățenii și a zis, bă, ar trebui să-mi fac și eu. Să avem și noi o jucărică, ce te poți aștepta de la doamna Șoșoacă? Doamna Șoșoacă, ăsta e brandul ei. Să urle, să răgnească, să facă live-uri din astea penibile. Asta este. Și acum, iată, nu e așa, să ne bagem pușcărie dacă cumva îndrăznim să contestăm minunăția noastră de țară. Așa. Rise Project zice instituție cheie pentru democrația noastră capturată de o grupare consolidată după o tentativă de omor. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat aici. Un băiat a încercat să-l omoare pe altul. Asta în tinerețe. Deci stați să vă citesc aici. Și după aia vă spun unde lucrează. Sorin Gabriel Lazar, condamnat pentru tentativă de omor. Când era tânăr și membru PRM, a înjunghiat un rival politic de 4 ori în spate. Apoi a fugit din țară. S-a întors după un an și jumătate și a fost trimis după gratii. După câțiva ani, este om de bază în... Nu vă zic unde.
A fost 3 luni secretar general adjunct, poziție în care a coordonat achizițiile instituției. Acum este directorul Departamentului de Comunicare și Relații Internaționale, adică imaginea instituției în țară și străinătate. A ajuns aici fără concurs și fără avizul parlamentarilor. Aptitudinile sale din CV sunt plagiate după cele a șefului său. A susținut în declarația de interese că este membru în Colegiul Consilierilor Juridici Dolj, fără să aibă vreo legătură cu această instituție. În schimb, a omis să declare 2 proprietăți. Se cunoaște cu Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și soția deputatului PSD Claudiu Manda, încă de pe vremea tentativei de omor. Deci un băiat care l-a înjunghiat pe alt băiat de 4 ori în spate și a ajuns în pușcărie pentru tentativă de omor, da? Acum, stați așa și... este directorul Departamentului de Comunicare și Relații Internaționale la Autoritatea Electorală Permanentă. Deci, practic, instituția care gestionează alegerile în țărișoară are în bordul de conducere un băiat care în tinerețe băga și un oameni. Pe ăsta l-a angajat fără concurs, că ăsta-i tăia. Ăsta le-a zis, bă, eu vă las aici foaia asta de hârtie, nu scriu nimic pe ea, dar dacă nu câștig concursul, eu vă bag cuțit în spate. Deci, practic, prin amenințare, cred că a ajuns aici, prin metode mafiote. Bun, nu ar fi asta important. Florin Constantin Mițulescu Buică. Mițulescu Buică, bănuiesc că sunt numele familiei, nu o să ne lugăm de om. Președintele Autorității Electorale Permanente l-a ajutat pe Lazăr să-și albească cazierul după condamnarea pentru tentativă de omor, iar apoi l-a adus în AEP. Fratele geamăna lui Buic a fost martor la tentativa de omor de acum 20 de ani. Mițulescu a împărțit cu Sorin Manda, fratele mai mic a deputatului PSD Claudiu Manda, o companie în Craiova. Deci, președintele acestei autorități, da? Deci președintele AEP, Autorității Electorale Permanente, și a zice că l-a ajutat pe băiatul ăsta care înjunghea oameni pe stradă, l-a adus în AEP, fratele lui Geamăn, deci fratele domnului Buică, pe care bănesc că am tot Mițulescu Buică, dar are alt nume, da? A fost martor la tentativa de omor de acum 20 de ani. Deci ei practic erau acolo, ăsta l-a omorât pe ăla, băga cuțitul în ăla, fratele Geamăn la directorului a văzut toată acțiunea, deci vă înțelegeți, ăștia stăți acolo, zice, bă, ăștia au venit în haide, dar... cei mai frumos am lăsat la sfârșit, ia, ascultați-i. Ștefan Bucur Stoica. De bucurii așa. Deputat, victima tentativei de omor. Și-a pierdut splina în urma atacului lui Lazăr, dar după aceea a acceptat o slujbă la stat chiar în departament unde mama celui care a vrut să-l omoare era director. Deci ăsta a ajuns în... bă, ăsta și-a dat sângele pentru țărișoară, înțelege, ăsta pentru jobul lui și-a dat splina. Deci, un băiat l-a înjunghiat în spate și ăsta, ca să nu-l bage pe ăla de tot în pușcărie forever and ever, a acceptat un job într-un departament unde era mama lui ăla. Așa. A renunțat apoi să mai ceară daune de la agresori, iar instanța a hotărât că el provocase conflictul. În 2000, când a ajuns la spital, era membru PSD. PD. Acum este deputat și președinte PNL Dolj. Instanța, deci instanța a hotărât că el declanșase conflictul. Ăla l-a înjunghiat de 4 ori în spate. Nu vi se pare un pic, bine, deci, justiția din România, nu vi se pare un pic aiurea? Că mie, eu vă zic, mi se pare un pic aiurea, adică practic omul ăsta a fost înjunghiat de 4 ori în spate, indiferent ce ar fi declanșat el, poți să zici ce vrei, poți să faci ce vrei, dacă un om bagă cuțitul 4 ori în tine, în tentativă de omor, nu mai contează. Ați înțeles. Deci, practic, cetățenii ăștia conduc Autoritatea Electorală Permanentă din România. Așa suntem. Bun. Ana Birceal, vai, vă rog să-l plângeți și voi de milă lui Tudorache, diamante, că-l abuzează de nea. Da, domnul Tudorache, în caz că ați lipsit pe planetă. Dânsul fu primar la sectorul 1 și se tot ceartă cu doamna Clotid Armand. Și îi tot scot tot felul de poze pe la Antena 3, nu știu dacă ați urmărit. Un nou foileton a apărut. Vezi, doamne, imagini că doamna Clotid fura voturi. Bun, oamenii, vă repet, oamenii încearcă, nu știu, nu prea văd motivul, dar încearcă prin toate mijloacele să facă niște căcaturi. Nu înțeleg de ce, vă repet, nu înțeleg motivul, că ei nu mai au nicio șansă să răstoarne pe Armand. Bănuiesc că încearcă să capitalizeze pe valul ăsta de frate, am fost furați,
vin străinii, ne ocupă țara, bla, 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 bănuiesc că asta e singura rațiune, știi? Și într-adevăr văd că sunt destul de mulți cetățeni care pun botul la vrăjeala asta, că văzusem articolul care a apăruse pe net, pus de Tudorache, și erau foarte mulți cetățeni care comentau indignați. Acum nu știu dacă sunt postacii PSD-ului sau chiar niște oameni care, prățioare, nu-i duce mintea, că există, avem în țărișoară. Și domnul Tudorache a fost în vizorul DNA cum ar veni, un clișeu și ăsta, că i-au confiscat niște inele. Deci, practic, la menajera fostei dânsului, fostei soția dânsului, fug găsite niște diamante. Și vă citesc aici. Inel de 58.500 de euro, alt inel de 65.000 de euro, un set de bijuterii de alte 65.000 de euro, un inel de diamant de 80.000 de euro și un diamant de 190.000 de euro. Deci voi vă imaginați ce bani avea băiatul ăsta dacă el avea 60... 120, 180, 260, 260 cu 200 euro, 400.000 de euro în diamante, my friend. Deci el avea 500.000 de euro, bă, 500.000 de euro în niște bijuterii. Voi vă imaginați ce bani furau oamenii ăștia, bă, dacă nu mai avea, că el nu mai avea ce să facă cu banii. El o cumpăra bijuteriile astea să le aibă spre păstrare, că să vă mai explic aici un fenomen. Șmecherica la diamante e că pierzi mulți bani, dar sunt foarte mici. Adică un diamant de 190.000 de euro, my friend, îl ții într-o cutiuță de orbit. Înțelegi ce vă zic aici? O fi dat în 190.000 de euro, poate o da mai mult pe el, ca așa în tenis. Și când o să-l vând, o să ia 100.000 de euro pe el, ca așa în tenis. Dar pe el nu-l interesează că pierde banii ăștia, pentru că nu o munci pentru ei. Pentru el îl interesează că are undeva într-o cutiuță, bă, un obiect care valorează 100.000 de euro și nu-i mare. Că iar ce să cumperi? Tablouri, ați văzut că l-a prins pe băiatul ăla, l-a legat, l-a scos de pe păreți. Aur iar te leagă ăștia, că na, aur e mare, e greu să ai aur de 100.000 de euro, 200.000 de euro, e greu, e cumva nașpa. Păi când diamantul ăla, mă, friend, îl pui acolo într-o cutiuță, multă lume și iar vă zic, mulți văd puțin pricep, s-ar putea să uite lumea, zici, nu știe ce îi, zici că e zirconiu. Știi? Zici că e plasticoț ceva. Zici că e o bucată de plastic. Aia vă spun eu. Oamenii și-a pierd foarte mulți bani la șmecherichile astea. Deci, nu, astea nu sunt investiții. Sunt investiții pe pierderea astea. Din start, ei știu că o să pierdă poate mai mult de jumătate din bani. Dar nu interesează că au așa mulți bani, că nu știu ce să facă cu ei. Și în afară de asta, asta e, cum să vă explic eu, e o metodă foarte bună să-și asigure viitorul. Că ei n-au, nu pot să-și pună bani în bancă. Că îi leagă, să vede. Și el peste 5, 6, 10 ani, sistemul PSD-ul o să-l mestece și o să-l scuipe. Înțelegi? Nu o să mai aibă nicio sursă de venit. Poate face 2-3 ani de pușcărie, ca așa în tenis. Există riscul ăsta. Ei când se angajează, la ei în fișa postului scrie că s-ar putea să faci pușcărie. E ca și pe alimentele alea, că s-ar putea să conțină urme, știi? De migdale. La ei ce s-ar putea să faci pușcărie. Vii, ești om politic, faci aici la PSD treabă, dar s-ar putea să faci pușcărie. Ăsta e riscul. Face 2 ani 3 de pușcărie, iese din pușcărie. Noi, în perioada în care e în pușcărie, el trebuie să-și țină undeva averea. Trebuie să-și țină banii pe care i-o furat, trebuie să-i țină undeva. Și aia vă zic, e ușor de ținut în diamante. Pe de altă parte, cum să vă zic eu, trebuie să fii șmecher să vinzi un diamant. Nu știu dacă ăsta e un criteriu, că acum așa dacă vă zic, mă gândesc că poate și ăsta a fost un criteriu. Bă, îi dai la femeia un diamant de 200.000 de euro. Bă, ce-o să facă, nu să-l vând, unde să-l vândă? Nu poți să-l duci la manet, că nu ți-l ia nimeni. Nu-ți dă nimeni bani pe el. Ca să-l vinzi, trebuie să te duci, frățioare, într-o... Cum să vă zic eu? La o firmă care se ocupă cu diamante. Că ăia au 100.000 de euro să dea bani pe piatră. Sau un băiat care asta face, e dealer de diamante. Ăia au bani ăștia. Bun, am exagerat poate. Din 200.000 de euro, poate iau 150.000 pe el, știi? Pierde 50.000. Bă, dar are bani ăia. Care altfel s-ar fi putut să-i pierdă. Că vezi că dacă are o proprietate, o confiscă statul. Are o mașină, ți-o ia statul. Te duci pe în străinătate, te mai bunghezi ăștia, îți mai găsesc conturile, ți-l blochează, ți-l nu știe. Poți să pierzi bani. Bă, dar diamantul e diamant. Trecut câțiva ani, ți-ai luat diamantul în buzunar, te duci, nu știu, în Bruxelles, te duci undeva, intri la un băiat din ăla și am un diamant de 200.000, cât îmi dai pe el? Cash, money, asta vă zic. Deci băieții ăștia se ocupați cu diamantele și DNA-ul i-a confiscat menajerei lui, menajerei... care de fapt era sora, mătușa, mă friend, altă mătușă,
mătușa ăștia în PSD. Era mătușa fostei lui soții. Deci el s-a despărțit de soție și la care a lăsat niște diamante de 500.000 de euro. Ia mămică de aici, să ai și tu de o pâine. Da. Și dânsul e foarte supărat pe DNA că de ce se întâmplă aceste lucruri și că de ce viața e nedreaptă cu el. Știi cum au oamenii care se duc la lucru și când pleacă de acasă îi se sparge roata la bicicletă și are senzația aia că, bă, frățioare, n-am avut noroc în viață. Așa și dânsul, știi? O furat și el niște diamante, 500.000 de euro vin de anul ăla, bă, nu am avut noroc în viață. O zi proastă, mă, știi? Te uiți așa și zici, bă, fai, mă, ce mi se întâmplă numai mie, știi? Senzația e așa că ești, știi, că ți, nu știu cum să zic eu, depresia, mă, frânt. Depresie pe diamante are domnul Todorache. El așa, e depresie pe diamante. El trebuie să ducă la psiholog să facă un pic de tratament, facă niște ședințe, să-i treacă depresia, că eu și-o pierdut diamantele. Da. Eu oricum aș vrea să, deci cum să vă zic eu, eu nu înțeleg, bine, nu să vrea, că dacă s-ar vrea, s-ar putea face. Eu nu înțeleg, forțele, de ce nu se confiscă lucrurile pe care nu ți le poți, nu le poți justifica. Să zic, domnule, de unde ai avut mata 500.000 de euro pentru diamante? Până, s-o confisc. A cui-s diamantele? A soției mele. Doamna, ce venituri are? Au făcut 500.000 de euro într-un an de zile, în 2 ani, ca să poată să-și cumpere diamante? Nu. De unde-s cumpărate diamantele? Aveți acte? Nu. Păi s-o confiscă. Avem la statul român, statul român duce la Bruxelles, le vinde, facem mazile. Nu știu. Am vrut să fac o glumă, nu mi-a ieșit. Bun. Jumătate de tonă de cocaină descoperită la Chiajna în cutii de banane. Scanele din VAM nu funcționează din cauza că lipsește autorizație. În caz că ascultați acest minunat material, am clipit din ochi. Am făcut din ochi. Potrivit unor surse judiciare citate de Europa Liberă, un importator a anunțat autoritățile când a descoperit că a primit cocaină în loc de banane din Columbia. Deci voi înțelegeți ce vamă avem noi în țărișoara asta. Dacă un băiat a primit din greșeală, my friend, din greșeală, o jumătate de tonă de cocaină, o jumătate de tonă, care jumătate de tonă intrase în Europa până Bruxelles, zice, și a ajuns la noi, nu, până Anvers, zice, din Belgia, și a ajuns la noi pe tir. Deci la om mi-a venit o jumătate de tonă de cocaină. S-o încurca cocainele, cumva. Băiatul ăla care pus etichetele era coxat, știi? Și zice așa, potrivit ANAF, scanerele mobile nu pot fi folosite deoarece lipsește autorizația pentru serviciile de manipulare. Autorizația asta, din câte știu eu, lipsește de mai mulți ani. Din 2016. Practic, noi stăm în țărișoara în care ANAF-ul, în 5 ani de zile, nu a reușit să obțină autorizație. O hârtie, ca să pornească scanerele, să vadă ce intră în țărișoară. Și ne mai mirăm că în țărișoara asta intră țigări și deșeuri și mizerii și droguri. Ne mirăm. Nu trebuie să ne mirăm, my friend. Eu vă asigur, pot să bag mâna în foc că la ANAF este un băiat care face intenționat asta, care intenționat amână emiterea acestei autorizații. Că doar sunt niște utilaje cumpărate, le folosește, fiți sigur că nu sunt o invenție românească. Nu să veni Neagigel, știi, Neagigel, care mai repară el câte un dulap, mai schimbă câte un bec, veniți ăștia de la ANAF și au zis, băi, Neagigel, nu ne faci un scanner să punem și noi în vamă? Și el zice, bă, vi-l fac. Dar l-a făcut Neagigel, dar n-are autorizație. Nu funcționează așa lucrurile, my friend. Utilajele astea, sculele cu care se scanează, sunt făcute de niște firme care au, cum să vă zic eu, toată documentația, au respectă niște reguli, au... cum să vă zic, să supun unor norme sau unor normative. Nu emit radiații peste un anumit nivel sau nu știu. Vă repet, categoric safe pentru uzul uman. Categoric trebuie să existe niște generatoare de raze X acolo. S-ar putea să existe niște radiații. Nu contest asta. Radiațiile trebuie să fie, că aici sunt mai multe criterii, trebuie să fie sub un anumit nivel, trebuie să fie o anumită distanță de oameni și, bineînțeles, trebuie să fie autorizate de... este comisia aia care se ocupă de chestii atomice în țărișoară. Îmi scapă numele acum. Care se ocupă, de exemplu, și de aparatele de raze la dinți. Că, iarăși, dacă îi să mă întrebați pe mine, una e să scanez cutiile de banane, că poți să o faci de la 100 de metri distanță, și una e să scanezi niște dinți în care bagi un om într-un aparat din ăla. Ori dacă se poate autoriza un om care un aparat care îți scanează în cap, în dinți, în gură, niște lucruri.
Nu mă gândesc că nu se poate autoriza un aparat care scanează banane. La, vă repet, la o distanță super safe. Bineînțeles că nu se vrea. Cineva nu vrea. Cineva care are interesul ca în vămile românești să treacă, iată, tone de droguri, se ocupă de problema asta ca să nu. Înțelegi? Să nu se întâmple. Iarăși vă zic, la noi nu se elimină niciodată cauza. La noi se cercetează efectele. Dom'le, nu, uite, ne-am găsit niște droguri în vamă, oare de ce? Păi vă spun de ce, că nu funcționează scannerele. Și băieții aia care le trimit, știu. Acum, de ce au venit drogurile alea din Anvers în Românica? Băi, foarte greu să vă explic. Că dacă erau ajuns în Anvers acolo, mă gândesc că puteau să le vând acolo. Ama, nu știu cum funcționează regimul în Anvers, că poate acolo a fost doar în tranzit și nu l-a scanat nimeni. Le-or fi adus să le scaneze în România, unde să știa că nu se scanează și că intră ca vodă până lobodă, înțelegi? Să împachetau și să trimiteau înapoi pentru nu-i așa consum în Europa. S-ar putea să fie explicații de ce au ajuns drogurile astea în România și să fie legate direct de faptul că la noi nu funcționează scanerele. Înțelegi ce vă zic aici? Mă, frere, e o conspirație mondială, dar eu mă gândesc că nu au venit de nebune drogurile alea până în România. Știi? Deci eu sunt mai mult ca sigur că asta s-a întâmplat. ANAF susține că în cursul anului 2019 a încheiat două contracte având ca obiect furnizarea echipamentelor de control necesare dotării echipelor mobile aparținând unității vamale, în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Scannerele nu funcționează încă, deoarece se lucrează la documentație pentru serviciile de manipulare. În funcție de oferta care se va depune, se vor reoperaționaliza doar acele echipamente care nu au depășit durata normală de viață și care nu se casează. O achiziție de noi scanner este prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență. Oh, my friend. Deci, practic, da. Nu funcționează scannerele, hai să aducem niște droguri în țărișoară, ca și aia în tenis. Ok. Asta, fix ce v-am povestit, această minunată știre. Și să vorbim puțin despre românii care nasc copii în exil. Zice așa. Românii își nasc copiii în exil, iar în țară toate sectoarele economiei vor intra în colaps. Copiii născuți în străinătate nu mai sunt români. Păi, cum căcați să fii român dacă ești născut în străinătate, mă frân? Păi, copilul are naționalitatea țării în care s-a născut, ca și ai în tenis. Că el dorește după aia să-și mai ia vreo naționalitate? Asta e cu tot și cu tot altă discuție. Nu știu ce și-ar lua naționalitatea română, dar pe mine mă depășește acest fenomen. Ministrul Muncii a anunțat că în acest an sunt mai mulți copii născuți în străinătate din părinți români decât s-au născut în România, precizând că autoritățile sunt obligate să ia măsuri pentru a aduce pe cetățenii români înapoi în țară. Autoritățile, mă friend, sunt prea preocupate cum să iei șpăgi și cum să-și angajeze rudele și prietenii și oamenii cu funcții politice, știi? Susținuți de politicieni. N-au timp să se ocupe de fenomenul migrației. Oamenii pleacă din țară pentru că nu-i bine, mă friend. Deci dacă cumva v-ați fi întrebat, vă spune de ce pleacă, că nu-i bine aici. Asta pentru că declinul demografic afectează toate sectoarele economiei, PIB, buget, sustenabilitatea fondurilor de pensii, fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori. Anul acesta, în premieră, s-au născut mai mulți copii. Și doamna Raluca Turcan, în ultima vreme o dă din lac în baltă, zice așa. Am avut deplasări în străinătate, ultima deplasare pe care am avut a fost în Spania și acolo deja sunt comunități de români decise să rămână în Spania. Au copii deja incluși în sistemul de educație, cea mai apropiată perspectivă pe care ei o au de a se întoarce în România este la pensie. Lucru care ar trebui să ne dea foarte mult de gândit și pentru prima oară, anul acesta avem mai mulți copii născuți în străinătate cât în țară. Ceea ce pentru noi este dramatic. Și atunci suntem obligați moral în fiecare zi să tragem, să aducem români în țară. Sunt familii sparte, sunt comunități pur și simplu dezmembrate pentru că mare parte dintre locuitorii de acolo au ales să lucreze în străinătate. Da, mă friend, oamenii pleacă în străinătate pentru că în România nu avem justiție, nu avem sănătate, nu avem educație, nu avem dreptul să concurăm cinstit la un post, da? Nu avem, cum să vă spun eu, niciun fel de sprijin din partea statului, niciun fel de... Nu mă refer la... Ca să înțelegeți, eu mă tot plâng că nu ne ajută statul. Eu nu aștept ajutor bănesc. Eu nu vreau bani de la stat. Pe mine statul vreau să mă ajute să fac business. De exemplu, vă spun exemplul meu. Eu vreau statul să mă ajute la modul că dă o lege, înțelegi că, de exemplu, să dă o lege. Și eu mă duc și cer niște explicații, eu mă aștept ca un funcționar al statului român să mă ajute să înțeleg despre ce e vorba în propoziție, ca să nu plătesc amenzi. Lucru la care la noi în țărișoară, de exemplu, nu se întâmplă.
La noi, dacă te duci la ANAF și ceri o explicație, nimeni nu-ți dă o explicație în scris. Toată lumea îți spune din gură ce ai de făcut, dar nimeni n-are tupeu, n-are curajul să semneze o hârtie, să spună, uite, așa trebuie făcut, pentru că nimeni nu știe. Asta m-aș aștepta eu de la statul român, vă repet, că eu tot zic că vreau să mă ajute statul. Eu vreau să mă ajute statul să trăiesc mai bine. Eu nu vreau să-mi dăie bani statul, nu trebuie bani de la stat, dimpotrivă. Eu vreau să mă, pur și simplu aș vrea să mă lase să trăiesc, să câștig eu bani. Că dacă eu câștig bani, eu dau și stat la banii la stat. Dar nu. Statul încearcă să mă moare, mă calcă în picioare și după aia vine și îmi cere taxe. Ori de aia pleacă oamenii din țărișoară, mă friend. Pentru că aici, pur și simplu, n-au nicio șansă. Aici, cel mai mare dușman, eu v-am explicat, cel mai mare dușman al cetățenilor din România e statul român. Statul român nu face altceva decât să ne calce în picioare. Vă repet, din toate punctele de vedere. Când te duci în tribunal, ești nimeni. Când te duci la spital, ești nimeni. Când, nu știu, ai o problemă la poliție, ești nimeni. Statul român e cel mai mare inimic al românilor. Așa cum vă spuneam și mai devreme, statul român e cel mai mare inimic al afacerilor din România. Deci eu vă spun, în România, 70% din afacerile care dau faliment din cauza statului român și din cauza bâlbâielii autorităților și din cauza legislației proaste și din cauza organelor de control. Statul român e dușmanul românului. Nouă ne-ar trebui alt stat. De aia pleacă românii în străinătate, pentru că au nevoie de un alt stat. Au nevoie de un stat care să-i ajute. Și uitați-vă că majoritatea românilor care pleacă în străinătate prosperă. Trăiesc bine, se duc în concedii, își iau mașini, își iau case unii dintre ei. N-au niciun fel de stres. Păi, normal că stai și faci copii în altă țară. Când îți găsești o țară unde, băi, în primul rând ești respectat, nu mă refer la modul că te ajută statul, că nu-ți dă nimeni bani. Adică, sunt state care îți dau bani, cum erau englezii. La englezi era destul, ți-i duci, bună ziua, bună ziua, ia niște bani. Că de-aia au și, nu știu cum să vă spun, de-aia au și ieșit din Europa, că sistemul lor era mult prea permisiv. Vă mai aduceți aminte de România care duceau prostituate la facultate? În Anglia? Vă mai aduceți aminte? Pentru că în Anglia, dacă te duci și nu ai venituri, statul englez îți dă 10.000 de lire pe an cu condiția să te duci la școală. Și niște băieți care aveau prostituate în Anglia le obligau pe alea să ducă la școală. Și ei primeau pe car 10.000 de lire pe an pentru fiecare fată. Vă înțelegeți ce vă zic eu aici? Sunt state care își ajută cetățenii. Spuneți-mi în România vreo facultate care te ajută să trăiești, care îți dă bani. Spuneți-mi o facultate în care poți să trăiești dacă n-ai bani. My friend. Deci la noi, pe viață și pe mare, la noi dacă n-ai bani, nu ai nicio șansă să înveți. La noi trebuie să-ți rupi cârca și tu și părinții tăi ca să faci o școală, că n-ai nicio soluție altfel. Că nu sunt locuri. Universitățile sunt absolut goale. Eu vă spun, de exemplu, în Baia Mare sunt 70 de universități aici, care umblă după copii pe stradă. Eu m-am dus la universitate în Baia Mare să fac niște, să am o lucrare acolo și băieții aia umblau după, mă întreba, nu vreți să vă înscrieți la facultate? Că dacă nu se înscriu oamenii, se închide facultatea și oamenii își pierd job-uri. Dar iar vă spun, facultățile din România nu sunt absolvenți, n-au oameni. Cu mici excepții, unde este concurență, în rest nu au oameni. Pentru că e prea scump, my friend, nu-ți permiți, statul nu te ajută. Pur și simplu, statul nu te ajută să faci o școală. Asta ar trebui să fie din start. Statul român ar trebui să-ți dea un credit, să zică, da, domnule, vrei să faci facultate? Foarte bine. Uite, aici noi îți plătim cămin, îți plătim o sumă să poți mânca la o cantină. Bă, nu bani mulți, dar să poți trăi. Îți plătim școala, îți dăm rechizite, îți dăm ce ai nevoie. Tu ocupă-te numai să-ți cumperi, frățioare, ce-ți trebuie ție în plus? Un deodorant și să ai bani un cico când ești cu fetele. Du-te, muncești și tu ceva, dar în rest... Te ajutăm să faci facultatea. Bineînțeles, semnezi un contract și ești obligat să dai banii ăștia într-un număr de ani. Așa cum se întâmplă în toate țările civilizate. În America iei credit. Te duci la bancă și zici iei credit. Da, zici sume mari, ăsta, dar iarăși vă spun. Așa e în tenis. Oamenii aia care au credite pe sume mari se angajează pe salarii mari. Că așa e în tenis. E un sistem concurențial. Repet, statul român nu te ajută cu nimic. La ce ai rămâne în țara asta? Doar așa că m-am născut în România, care e cea mai frumoasă țară din lume. Cat. Sunt țări, dacă nu mai frumoase, la fel de frumoase ca România, că ia, frumusețea e subiectivă, dar să nu sărim acolo, în care ai toate condițiile. Du-te în Germania. În Germania, a doua zi îți dă de lucru, poți să-ți iei locuință de la stat, nu-i ca la noi, că la noi dacă nu ești într-o anumită etnie, n-ai nicio șansă să primești locuință de la stat, sau dacă nu ești într-un anumit partid. În România, locuințele sociale se dădeau numai la membrii PSD, nu puteai să iei locuință socială. Sau ANL-urile alea pentru tineri.
Și alea trebuia să fie membri de partid. Bineînțeles că erau și niște lalele care ieșeau așa din când în când, dar aleas exact, cum să spun eu, excepțiile care confirmă regula. Că, iarăși, vă spun o discuție pe care am auzit-o la niște cetățeni din ăștia deștepți, din 10 apartamente, 2 le dădeau la tineri care chiar aveau dreptul la apartamente. Dar făceau asta ca să nu poată comenta nimeni. Că dacă zicea cineva, domnule, s-o da pe șpagă, băi, sunteți nebuni, nici ăștia doi. O depus, o primit. Ceilalți 8 erau șpăgile lor. Dar aveau ei, o lăsat acolo un procent de oameni care primeau cât de cât pe bune. Ăsta e statul în care vrei să rămâi, să-ți crești copii. Vă repet, când în spitale te duci și n-au medicamente, n-avem oameni în spitale, că și aia ați plecat. N-avem nimic în țara asta. De ce ai rămâne în țara asta? De ce ai sta să faci un copil în țara asta? De ce? Hai vă spun, oamenii pleacă din țara asta că nu-l e bine. Doamna Turcan, că furați, inclusiv partidul noastră fură, ia, de rup. N-au niciun fel de rușine. De-aia pleacă românii în țărișară. Bun. Și în caz că vă întrebați, vreau să vă spun două cuvinte. Știți accidentul feroviar cu băiatul ăla care fusese băut, care a dat într-un tren staționat și care a făcut bubu mare. Trenul aparține firmei Team Rail Cargo. Și vreau să vă spun așa. Team Rail Cargo a fost înființat în anul 2013 de fostul director general al CFRSA în perioada guvernării PDL, Ioan Trică, în casa căruia își are firma sediu social, Elena Udrea, soția fostului deputat PDL. Da? Elena Udrea. Soția fostului deputat PDL, Alin Popoviciu. Oana Popoviciu și Flavius Ranga. Deci, practic, doamna Elena Udrea deținea 25% din pachetul de acțiuni pe care le-a cedat în 2018, în timp ce se afla în Costa Rica, lui Ioan Trică, pentru suma de 670.000 de euro. Deci voi vedeți, doamna Elena Udrea era acționară într-o firmă și cum stătea aia în Costa Rica, au rămas fără bani de poșetele și au făcut 670.000 de euro just like that. Și doamna Elena Udrea nu e în pușcărie. Îți înțelegeți? Doamna Elena Udrea era acționară într-o societate și și-a vândut acțiunile cu 670.000 de euro, în condițiile în care doamna Elena Udrea a fost angajată la stat toată viața ei. Dar era acționar într-o... Cum devii acționar într-o societate care valorează niște milioane de euro? Cum poți? Prin inteligența și farmecul dânsei? Sau punând și tu niște bani acolo când s-a înființat societatea? Că nu poți să deții 25% din acțiuni dacă tu nu pui bani. Adică, poți să faci o firmă, băieții au 75% și tu ai 25%, dar tu, prin funcția pe care o ai, rezolvi niște ceva care să justifice să iei băieții în firmă? Nu cumva doamna Udrea, fiind într-o poziție publică, a primit acțiuni la firma asta ca să, uite, să-i ajute pe băieții ăștia să primească licențe de transport, să mai primească niște locomotive, nu știu, niște scutiri de impozite, să primească niște contracturi cu statul, să care niște chestii care oricum se puteau căra cu CFR-ul, că doar noi avem CFR marfă, înțelegi ce zic? Nu întreabă nimeni cum a ajuns doamna Elena Udrea să dețină 25% dintr-o firmă care valorează milioane de euro. Că eu iarăși vă spun, doamna Elena Udrea nu a început într-un garaj ca Bill Gates sau ca și, nu ca Bill Gates, că Bill Gates a fost bogat, ca și Bezos sau ca și băieții ăștia de la Apple. I-au început într-un palat, în palatul domnului Cocoș, și domnul Cocoș l-a băgat-o în politică și uite, doamna Elena Udrea a ajuns să fie acționară. Nu știm în câte mii de societăți, dar cel puțin într-una în care și-au vândut acțiunile cu 700.000 de euro, 670.000 de euro. Cum? Nu întreabă nimeni, nimeni nu se duce să întrebe femeie, dar cum ai putut tu să fii acționar cu băieții ăștia într-o firmă care are așa mulți bani? Că trebuia să pui și tu niște bani, când s-a înființat societatea, nu știu, 200.000, 300.000, 10.000. Cum ai devenit? Hai să vedem. Hai să vedem cât o pus fiecare când a început societatea. Sau care a fost aportul tău, că poate... Iar își zic, sunt oameni care ajung acționari în unele societăți prin inteligență. Dom'le, așa niște oameni inteligenți, au niște invenții, au niște brevete, au niște chestii care, cum zic, să justifică procentele pe care le-au în business. Dar doamna Elena Udrea nu cred că are niciuna din astea. Dacă mă întrebați pe mine. Doamna Udrea avea butonul roșu. Doamna Udrea era prietena domnului Băsescu. Din toate punctele de vedere, dacă mă întrebați. Sau dacă v-ați fi întrebat. Așa. Bun, ce să vezi? Asta să vedem că avem aici foarte multe știri, că trecut au 2 săptămâni. Să purcedem. Marian Vanghelie cercetat pentru violență conjugală. Pe scurt, domnul Vanghelie și-a bătut soția. Soția dânsului este doamna Oana Mizil. Doamna Oana Mizil este fiica unui mare cetățean, mare nomenclaturist comunist, după vremea lui Ceaușescu.
mizil. Deci dânsa este, cum ar veni, copilul unor comuniști, nu-i vina dânsei, să nu înțelegeți că îi greșim, găsim vreo vină aici, dar e interesant așa cum așchea nu sare, nu e așa, departe de trunchi, cum zice un vechi proverb românesc. De, noi avem proverbe din astea de oameni care tăiau pădurea, de mici, voi vedeți, de mult tăiam pădurea. Așa, deci domnul Vanghele și-a bătut-o pe doamna Oana. Acum, lăsând la o parte drama doamnei Oana, care l-a bătaie și-a ajuns în spital și-a cerut mandat de, cum îi zice, ma friend la ăla? Mandat din ăla, că n-ai, de ordin de restricție, zice așa, doamna Oana Mizil. Eu, bineînțeles, înțelegând drama și fiind alături de doamna Oana în această nefericită întâmplare, eu vă spun că îi doar un teatru de ochii lumii, doamna Oana Mizil și cu domnul Vanghelie vor să divorțeze rapid. Cea mai simplă metodă de divorț rapid e violența conjugală, că dacă în mod normal trebuie să divorțăm că nu ne mai înțelegem din punct de vedere, zic, sexual. Sau avem diferențe de opinii. Ai motive de divorț. Alea durează luni de zile. Problema la un divorț care durează luni de zile e că dacă unul dintre membrii familiei ajunge în pușcărie, e posibil ca justiția română să-i ia averea. În cazul unui divorț, dacă unul, deci dacă se pronunță deja divorțul și vine justiția să ia banul, nu mai poate să ia decât jumate, că jumatea cealaltă a trecut la doamnă. La noi, pentru că avem justiția asta de căcat pe care o avem, mizeria asta ordinară de justiție, că noi nu avem justiție, noi avem un simulacru de justiție, la noi dacă tu furi un miliard de lei de la stat și ești căsătorit, divorțezi, jumătate de miliard rămâne doamnei, mă. Jumătatea cealaltă e de neconfiscat, pentru că noi nu prea avem modalitate să confiscăm, să consideră că doamna cumva, prin eforturile dânsei, o participat la... Bineînțeles că ea era acasă și îl consola pe domn și îl ajuta, nu? Îl susținea moral să fure. Jumătatea ei se cuvine și nu se mai confiscă. Asta încearcă domnul Vanghele să facă acum. Deci eu aplicat doamnei în pufarină niște lovituri. Repet, s-ar putea să greșesc. Eu nu vreau să înțelegeți că mă bucur de drama sau că găsesc vreo motivare în drama doamnei Oana Mizil. Deci, eu vreau să înțelegeți asta. Îmi pare rău dacă femeia a fost bătută. Nu încurajez, nu înțeleg și nu aș fi de acord niciodată cu agresiunea fizică asupra unei femei. Nici asupra unui bărbat, asta e altă discuție aici. Eu vă spun că e un teatru ieftin, e doar părerea mea, s-ar putea să greșesc și dacă greșesc îmi cer scuze în avans. Eu zic că e doar un teatru ieftin ca să se pronunțe repede divorțul și domnul Vanghelie să rămână cu jumătate din avere. Poate și mai mult de jumătate din avere, că s-ar putea multe dintre bunuri să fie pe numele doamnei. Și dacă divorțăm, doamna rămâne cu dânsele. Domnul Vanghelie, așa cum știți, are securea pușcăriei deasupra capului, s-ar putea să facă vreo 8 ani de pârnaie. V-am mai explicat, e 8 ani, se comportă bine, are o vârstă, face 4 ani, mai scade că e bună purtare să taie cu flexul la mână și el în pușcărie, mai face 4-5 hernii, stă în pușcărie, face depresie, îi se mișorează testiculele, așa cum s-a mai întâmplat la alt membru PSD, iese în 2 ani. În 2 ani iese, își ia averea, la revedere, drum bun, oricum funcție politică nu mai trebuie, exact cum vă explicam la omul cu diamantele. Se întâmplă, asta este, există riscul să faci pușcărie, 2-3 ani, șor, te întorci, ieși, ca și domnul Dragnea, ieși, ai și tu niște miliarde puse deoparte, îți vezi de viață. N-are. Domnul Adrian Năstase, vă mai dau un exemplu. Exact aceeași speță. Un pic de pușcărie, bani, niște conace, niște ieșiri în public așa cât de cât, mai niște concedii din alea așa, înțelegi, deci trăiești și omul bine mersit, repet, cu niște sute de milioane sub pen. Oana Gheorghiu, sărim un pic în alt registru, la Piatra Neamț s-a predat spitalul făcut de Asociația Dăruiește Viața. Doamnele Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, două doamne, să nu greșesc, aici sunt trei nume, da, o să zicem și Patria, că n-are rost, și Paula Herlo. Hai. Au fost invitate de matinale DGFM pentru a povesti despre acest proiect. Asociația Dăruiește Viață, doamnele alea două, nu știu care dintre astea trei, doamnele alea două din București, care fac spitale, frățioare. Strâng bani și fac ele spitale.
Și zice, spitalul de la Piatra Neamț a fost construit în 26 de săptămâni, de la zero. Carmen Uscatu a explicat de ce a fost nevoie de construirea unui spital în Piatra Neamț. La acest moment, spitalul județean Piatra Neamț nu avea o secție de terapie intensivă funcțională, funcționa în secția de ginecologie. Așa. Paula Herlo spune că a observat o anumită reticență a oamenilor din Moldova cu privire la construirea acestui spital, dar are și o explicație. Autoritățile au eșuat în acești 30 de ani în a le câștiga încrederea. N-au făcut mare lucru pentru oamenii din Moldova și, ca să-ți dau un exemplu, vorbim despre spitalul de la Lețcani, construit cu 13 milioane de euro, a funcționat 3 luni pentru că ploua în el. Nu era funcțional, a fost închis pentru că a fost construit foarte prost. 13 milioane de euro stau blocați într-un spital complet nefuncțional. Cred că acest spital modular de la Piatra Neamț este începutul unui parteneriat între societatea civilă și oamenii din Moldova, pentru că acolo unde statul eșuează e loc să facem noi, să demonstrăm noi că se poate. Băi, nu-i normal să oamenii să se adune să facă spitale. Nu-i normal. Înțelegi că nu-i normal. De-aia pleacă oamenii din țara asta. Că tu dai 13 milioane de euro pe un spital care nu se poate folosi. Îl închizi în 3 luni că plouă în el. Și ca să ai spitale, oamenii strâng ei bani și mai fac spitale în condițiile în care oamenii plătesc banii la stat să facă el spitale. De-aia doamna Raluca Turcan, în caz că cumva erați în dubii, de-aia pleacă oamenii din România. Pentru că voi, ca și sistem, ca și țară, ca și stat, voi eșuați în orice faceți. Sunteți eșuatori. Suntem o țară de eșuați și eșuate. Așa. La predarea spitalului, asta e fraza pe care am vrut să vă citesc, că e foarte interesant. La predarea spitalului nu a fost prezent niciun politician și asta a fost o dorință noastră. Nu am vrut să avem de-a face cu politicieni pentru că este un spital construit de oameni din donații și sponsorizări și nu era cazul ca vreun politician să-și asume vreun rol. Trebuie să spun că am colaborat foarte bine cu managementul spitalului județean Piatra Neamț, cu DSP Neamț și ISU Neamț. Au fost încă de la început implicați în proiect, a precizat Oana Gheorghiu. Spitalul modular cu 17 paturi de terapie intensivă, care va înlocui secția ATI de la Piatra Neamț, distrusă, așa cum știți, în incendiu din noiembrie anul trecut, în care au murit 10 pacienți COVID, a fost finalizat și predat marți de Asociația Dăruiește Viață Spitalului Județean. Spitalul a costat 2,7 milioane de euro și a fost construit din donații și sponsorizări. Strângerea de fonduri a început în decembrie 2020 după incendiu. Deci ați înțeles. Trebuie să ne facem noi spitalele noastre, my friend. Așa e în România. Câțu, despre impozitarea bacșișului. Aș vrea să discut acest lucru și cu cei care îl primesc. Eu nu înțeleg de ce ai vrea, Mata, să discuți impozitarea bacșișului cu oamenii care primesc bacșiș. Ce ar putea să-ți spună, domnule Câțu, oamenii care primesc bacșiș? Ce ar putea să-ți spună dânșii, matale, ca să te facă, nu știu cum să zic, să faci niște legi mai bune? Ce ai putea să auzi de la oamenii care primesc bacșiș? Ar trebui să faci exact cum se întâmplă în toate țărișoarele din drum, din jurul nostru, pur și simplu să apară bacșișul pe nota de plată și să fie impozitat conform ratei de impozitare a veniturilor din România. Bineînțeles, n-ar fi normal să se ia toate sumele pe care le-a statul român, adică nu 50%, cum ia statul român 50% din sumă, dar ar trebui să fie ca și impozitul pe profit, 10%, my friend. Ai făcut astăzi 1 milion, dai 10, ai 1000 de lei, dai 100 de lei la stat, da? E foarte simplă discuția. Sau nu știu, alt impozit, 15%. Nu știu. Ce să discuți cu oamenii care primesc bacșiș? Să-i întrebi pe ei dacă vor să plătească impozit? Îți spun eu că nu o să vrea. Niciun om normal la cap n-ar vrea să plătească impozit pe bani. Nu? De ce nu vii să vorbești și cu noi, cu restul oamenilor care nu luăm bacșiș? Că pe noi nu ne întreb nimic. Nu știu, eu nu m-am simțit întrebat niciodată de domnul Câțu. Eu nu înțeleg grija asta incredibilă pentru Horeca. Nu înțeleg. Deci, frățioare, 3 măsuri de ajutare a Horeca. 3! Acum mai discutăm un pic și despre bacșiș, dar să nu cumva să-i supărăm pe oamenii ăștia din Horeca. Există ceva ce-mi scapă mie aici? Domnii ăștia de la PNL au acțiuni, se ocupă de Horeca, au business-urile astea în Horeca, deci așa de preocupați de Horeca. Eu n-am nimic cu Horeca, nu mă înțelegeți greșit. Doamne, dă-le sănătate și cât mai mulți bani și să-i ajute statul. Dar eu nu văd alt sector. Nu văd, de exemplu, spitalele private. Nu le văd ajutate deloc. Păi și ei au probleme, și ei au trecut în carantină. Nu văd, de exemplu, nu știu, producătorii de, nu știu, de gresie sau de țigle pe casă. Nu-i ajută statul român cu nimic. Nu l-am văzut pe domnul Gâțu. Gâțu. Dă-te în Gâțu, mă. Domnul Câțu, nu l-am văzut niciodată ducându-se la producător de
BCA să-l întrebe frățioare cu ce vă putem ajuta. Ce am putea să facem într-un? Nu. În schimb, frățioare, toată lumea e super îngrijorată de Horeca. Eu zic că Horeca face bine acum. Deci mult mai bine decât înainte. Eu zic că dacă domnul Câțu ar fi așa îngrijorat de Horeca, ar trebui în primul rând să ducă să-i întrebe pe băieți pe ce o cheltui banii pe care i-o primit pe măsura a doua. Măsura a treia nu a mai venit. Măsura a treia a fost o mizerie, s-a sesizat DNA-ul, niște băieți au fraudat sistemul și datorită lor s-a închis sistemul și nu mai primi nimeni nimic. Banii aia se duc tot la Horeca, că na, așa e în tenis. Acum să mai dau niște bani la... și e interesant că la măsura 2 erau niște reglementări cum poți cheltui banii. Acum să mai dă o măsură pentru Horeca, tot până în 150.000 de euro, care trebuie să fie diferența de, mai știu, de venituri, cred, sau de profit, nu mai știu, între 2019 și 2020, adică, practic, statul le plătește 10% sau ceva, nu mai știu exact, 10% din pierderea pe care au avut-o ei în anul ăla în care au stat în casă, tot așa, vreo 100.000 de euro maxim de firmă și cu care pot să facă ce vor ei. Deci nici măcar nu mai există vreo obligație să-ți plătești furnizori sau, nu știu, să-ți cumperi utilaje pentru firmă, nu. Poți să faci și vrei, poți să-ți cumperi BMW. Adică eu știu niște băieți care își cumpăra mașini scumpe de banii primiți ca să sprijinim Horeca. Repet, nu știu dragostea asta, nu înțeleg ce-i cu dragostea asta a guvernului pentru Horeca. S-ar putea să fie ceva acolo ce nouă ne scapă. Și vă mai dau una scurtă cu domnul Câțu. Domnul Câțu e foarte supărat pe Ministerul Transporturilor și vrea să le taie din bani. Din 3 miliarde le-o da 300 milioane. La recalcularea care fu acum, știi? Practic, cumva vor să-i bace bățul între spițele de la bicicletă domnului Drulă. Domnul Drulă cred că e unul dintre singurii cetățeni care, iar vă zic, nu știu dacă face el treabă musai, sau o pica pe o conjunctură favorabilă. Da, practic, pe așa în țărișoară, se vede că se lucrează la drumuri. Și domnul Câțu s-a gândit să-i bage bățul, vă repet, spițele de la bicicletă. Domnul Țanțoș Barna e foarte indignat că în România continuă să intre cu acte false, materiale second hand, care apoi sunt abandonate la depozitele de gunoi. Exact ce v-am spus eu. Vămile la noi sunt ca și cum n-ar fi. Că iarăși, mai este o discuție aici. Da, domnule, o intrat prin vamă. Bine. Când? În ce zi o intrat prin vamă? Cine a fost de serviciu în vama respectivă? Haideți să verificăm. De ce nu se verifică lucrurile astea? Că doar să știe, my friend, în data de o intrat containerul X. Și ajunge containerul X undeva, se deschide și... A, păi stai un pic că nu-i bine. De ce nu se face lucrul ăsta în vamă? Și de ce nu se iau la întrebări oamenii care sunt în vamă? Care e responsabil că intră containerul și se întâmplă acolo ceva, niște lucruri. Că, iarăși vă zic, ca să intre în țară efectiv containerele alea, niște băieți de la vamă trebuie să semneze niște hârtii. Trebuie să-l deschidă și să se uite înăuntru, să vadă ce e acolo. Ori, eu n-am văzut până acum niciun vameș chemat pe la, nu știu, pe la organele abilitate. N-am văzut pe nimeni luat la întrebări, bă, frățioare, cum a intrat? Ai văzut containerul ăla? Da. Păi cum l-ai lăsat să intre în țară? Că doar să vede că-s niște lucruri care trebuie aruncate acolo, că-i mizerie, că-s deșeuri. Cum ai semna hârtiile alea care voie să intre în țară? Că aici e șmecherica. Acolo e veriga slabă, știi? Oamenii ar trimit gunoaiele pe container în România, containerele alea intră, vame și zic, da, ok, poate intra în țară, ăla le ia și le aruncă direct la gunoi. Și toată lumea e mulțumită. Dar vameșul ăla care ar trebui să, nu știu cum să zic, să vegheze asupra lucrurilor care intră în țărișoară, ăla n-are nicio responsabilitate, nu întreabă nimeni de sănătate. Nu există niște cetățeni care să facă un tabel în Excel. În data de a intrat atâta. Cine a fost? Cine a semnat actele? Vameșul X. În data de a intrat altul. Vameșul Y. Păi hai să-i chemăm un pic pe băieți ăștia să fie mai vigilenți. Facem un control la ochi, știi? Să pun acolo un sac de gunoi și să zic, acoperă-ți ochiul stâng. Ce vezi? Acoperă-ți ochiul drept. Ce vezi? Vezi gunoiul? Păi, dacă nu vezi gunoiul, mămică, uite aici, ai doamna, poate să-ți dai niște ochelari. Mai este băiatul ăsta care poate să-ți facă niște brățări. Dacă știi ce zic. Da? Deci de-aia zic domnul Țanțoș Barna. Mata, ocupă-te de băieții din vamă, că degeaba, după ce au ajuns la gunoi, târziu. 2000 de tone de deșeuri periculoase descoperite pe Dunăre. Vin frățioare pe toate căile. Polițiștii de frontieră din cadrul punctului Calafat Port, alături de lucrători din cadrul gărzii de mediu Dolj, au descoperit în urma unui control efectuat asupra unui vapor 2000 de tone de deșeuri. De asemenea, pe navă aflată sub pavilion românesc, erau încărcate și cabluri având conținut de ulei, gudron sau alte substanțe toxice.
băieții ăștia s-au dus la pont. Deci băieții ăștia știau despre ce se întâmplă și s-au dus că dacă nu, în mod normal, lucrătorii din de garda de mediu. Așa. Zice așa. Polițiștii de frontieră și lucrătorii gărzii de mediu. Ei nu se duc împreună așa în haită, hai mămică să facem un control. Băieții ăștia aveau un pont, știau că se întâmplă lucrul ăsta. Ceea ce, dacă mă întrebați pe mine, logic, ar însemna că băieții aia care le aduceau cu vaporul făceau treaba asta de mult. Și dintr-un motiv care nouă ne scapă acum. Au ajuns în vizorul autorităților. Acum. Poate să se întâmple, având în țară că suntem, având în vedere că suntem o țară coruptă, poate să se întâmple asta pentru că, nu știu, nu mai plătiți paga care trebuie, sau, cazul ideal, puțin probabil, dar ideal, autoritățile statului au zis, domnule, trebuie să oprim această mizerie care intră în țară. Poate și apeluri republice a domnului Santoș Barna să fi contribuit la acest lucru, nu? Bine, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că nu mai dați pagă. Da, asta e altă discuție. Deci băieții ăștia au fost călcați de gardă și iată deșeurile în cantitate totală de 2 milioane de kilograme, 2 milioane de tone, erau încărcate în Ungaria și aveau ca destinație o societate din Turcia. Nu trebuie să vă mai spun că n-ajungeau în Turcia. Că aici e iarăși o problemă, că v-am mai explicat odată. Bă, avem o marfă care trebuie să tranziteze țara. Și marfa aia nu mai este din țară. Păi unde e marfa, mă? Păi firma care a transportat trebuie să răspundă, nu? Că eu am pus marfa pe vapor, am luat-o din Ungaria, o duc în Turcia. În Turcia, când îi să plecăm în Turcia, nu mai ajunge. Păi trebuie să existe niște hârtii. Dom'le, noi aveam o marfă care pleca spre Turcia, dar nu mai ieși din țară. Unde-i? Că, înțelegi, trebuie să fie undeva. Și atunci chemăm firma care transporta marfa. Dom'le, ai luat marfa? Da. De unde? Păi și unde-i marfa? Păi trebuie să ieși din țară din ea. Nu există un termen legal în care trebuie să duci. Poți să o ții 40 de ani, deci poți să mergi încet. Poți să zic că la domnule, noi am plecat, dar noi avem un vapor care merge foarte încet, ajungem 40 de ani în Turcia. Și băieții în Turcia nu se supără, știi? Poți să faci lucrul ăsta, nu este un termen în care tu trebuie să tranzitezi țara. 30 de zile, 10 zile, 8 zile, ceva. Nu există un termen legal și după 30 de zile cineva să se uite, bă, frățioare, noi avem un transport care trebuie să iasă din țară, nu a ieșit. De ce nu a ieșit? Există sistemul ăsta de control sau pur și simplu, dacă tu zici că, bă, o să o duc în Turcia, asta este, noi semnăm niște hârtii, azi ne vedem de viață toți. Nu? N-ar trebui să fie un control din ăsta? Zic, întreb și eu. Așa, deșeurile, da, la, autoritățile de resort nu au permis intrarea pe teritoriul României a deșeurilor sus menționate, întrucât pe timpul efectuării transferului este interzis amestecarea acestuia și totodată pentru faptul că nu au putut face dovada unei gestionări corecte în ceea ce privește sănătatea oamenilor și a mediului. Deci, practic, ei nici nu au un cadru legal. Ei i-au oprit pe aia că, vezi, doamne, se amestecă furtunele cu gudronul și cablurile cu asfaltul, nu știu ce. Înțelegi ce vă zic aici? Și de-aia au reușit să-i întoarcă pe aia din drum. My friend. Ministerul Mediului vrea înăsprirea pedepselor. Vehicule care intră în parcurile naționale să fie confiscate. Aici este total de acord. Eu v-am mai spus și vă repet, eu sunt de părere că în toată, în zonele protejate nu ai voie să intri deloc. Nici pe jos, nici cu mașina și mai ales cu pârțuitoarele astea cu ATV-uri sau cu motociclete. Nu ai voie. Mă aflând dacă e zonă protejată, acolo înseamnă că animalele trebuie să trăiască în voia lor. Și tu nu ai ce căuta acolo. Pur și simplu nu ai ce căuta acolo. Că faptul că te duci și îți turezi pârțăitoarea pe noroi pe acolo, nu te face nici mai frumos, nu te face nici mai deștept. Dimpotrivă, dăunează grav animalelor de acolo. Și mediului în general. Așa că părerea mea e că trebuie să stai acasă. Foarte bună idee, să vedem dacă o să se aplice vreodată. Eu mi-aș dori din tot sufletul. Zice așa. Update. Consilier al primarului liberal din Turcia, jigniri greu de reprodus la adresa Anei Mariei Popescu, gest de mare țoapă, primarul a anunțat apoi demisia consilierului. Pe scurt, doamna Ana Maria Brânză, Ana Maria Brânză Popescu. Popescu Brânză. Ana Maria Mare Brânză. O câștigat, știți, medalia de argint la scrimă. Domnul ministru al sporturilor din țărișoară, doamna Maria Brânză a avut un discurs în care a zis că poate dacă s-ar băga mai mulți bani în scrimă, ar avea rezultate mai bune, iar referindu-se la activitatea departamentului de scrimă, cetățenilor care fac scrimă, nu s-a referit, zic eu, am ascultat foarte atent interviul, nu s-a referit la dânsa. Nu a zis, bă, frățioare, dacă mi-ați fi dat mie niște bani, acum luam aurul. Nu cred că a zis asta. Sau și dacă a zis-o, nu cred că a intenționat să spun asta. Domnul ministru s-a simțit jignit și atacat și a dat o declarație prin care a spus că și dacă dădea 5 milioane de euro
Doamnei Brânză nu lua aurul. Declarații care, dacă mă întrebați pe mine, e total nepotrivită și clar ofensatoare. Nu poți să spui lucrul ăsta despre un sportiv care, nu e așa, distruge viața, că am mai avut noi discuția asta. Da, oamenii primesc niște bani dacă primesc, dacă câștigă medalii la Olimpiadă, dar la Olimpiadă câștigă medalii 8 sportivi. Voi trebuie să știți că pentru Olimpiadă concurează câteva zeci de mii de oameni. Deci sunt zeci de mii de oameni care au visul să câștige ceva la Olimpiadă și din ei ajung 100 și din ei 100, 3, 4 câștigă medalii. Asta cu stai un pic, pe ce mă, e bine să fii sportiv, că dacă câștigi medalii la Olimpiadă îți dă statul, rentă, viageră tot anul. Da, dar trebuie să câștigi la Olimpiadă. 10.000 de oameni își distrug viața și tinerețea și absolut tot ca să participe, să facă sport. Dintre ei doar 2-3 the chosen one, care primesc bani de la stat. Restul rămân, my friend, pe lângă. Așa că răspunsul domnului ministru e absolut penibil. Având în vedere că, iarăși vă spun, noi suntem o țară care să pișă pe sportivi. Deci nu așa, să pișă, my friend, dar așa, de sus, cu jet, să pișă pe sportivi. Trebuie să vă mai amintesc că noi am avut campion olimpic la sărituri, care după ce au câștigat medalii olimpică au zis că cea mai mare dorință a lui să le pună apă în bazin. Voi, suntem cam bancul ăla cu nebunii care zic că mergem în fiecare zi la piscină și sărim de la trambulină și au zis că dacă suntem cu mine, săptămâna viitoare ne bagă apă. Noi am avut campion național, mondial, olimpic, nu mai știu, la sărituri de la trambulină, care sărea pe burete. Pentru că bazinul în care făceau ei antrenamente, bazin care aparținea de Ministerul Tineretului și Sporturilor, curgea apa din el. Și costurile să repare erau așa mari și n-aveau bani, că ministerul nu bagă bani, că n-au ei timp, că i-au de furat, n-au timp de făcut chestii pentru sportivi. I-au pus burete în bazin și ăla sărea pe burete. Lucru care, mă frem, nu e normal la cap, adică nu există așa ceva. E absolut, de strigător la cer. Acum nu mă gândesc că ăștia la scrimă ori fi avut condiții mai bune. Ei, și vă repet, din scandalul ăsta, la sosirea pe aeroport, domnul ministru, așa cum face un ministru, s-a dus să mai facă niște puncte electorale. Că ei asta au înțeles ei. Ei trebuie să ducă să gudureze pe lângă oamenii care câștigați, să-i vadă lumea împreună și să le asocieze pe domnul ministru, să-i asocieze pe domnul ministru cu echipa câștigătoare. Să zică, da mă, frate, când a fost ăsta ministru, sportul a câștigat 7 medalii. Nu-s meritul lui, de niciun fel. Nu-i nici meritul ministerului, deci în afară de, cum să vă spun eu, în afară de oamenii care s-au chinuit, n-are nimeni niciun merit acolo și nu trebuie să capitalizeze nimeni pe urma efortului lor. Dimpotrivă, ar trebui să, nu știu, să se facă mic și să dispară. Că tu îți bat joc de niște sportivi în fiecare zi și când câștigă medalii te duci și îi așezi pe aeroport. În fin, voi știți, ministrul sportului a așteptat pe aeroport și doamna nu vrea să dea mâna cu el. Și mi se pare normal, mi se pare absolut normal. Ăsta e tratamentul care trebuie aplicat politicienilor în România. Bă, jet total, te neglijați total, trebuie neglijați pentru că nu fac nimic. Ei numai încearcă să culeagă niște lauri, nu ar trebui primiți nicăieri, n-ar trebui, bă, ar trebui neglijați total. Asta ar fi cea mai puternică armă pe care noi am putea avea împotriva jegurilor astea de politicieni care ne conduc țara asta. Bă, neglijați total. Înțelegi? Ar trebui să ne comportăm cu ei ca și cum n-ar exista. N-ar trebui să vorbim cu ei. N-ar trebui să le scriem pe Facebook. N-ar trebui să facem nimic. Pur și simplu ar trebui să-i neglijăm. Ar trebui să-i lăsăm în uitare. Să nu le rostim numele. Asta ar fi. Asta ar merita pentru ce fac ei pentru țara asta. Practic ar trebui să le întoarcem în spatele, să-i tratăm cu indiferență. Asta ar trebui să facem. Dacă treci un polițian pe stradă, ar trebui să ne întoarcem toți cu spatele. Înțelegi? Asta ar fi tratamentul. Asta ar fi, cum să vă spun eu, asta ar merita să primească de la noi. Jet total. Ok. Și un domn consilier al primarului din Tulcea, Sanchi, știi, o sări băiatul, o s-o gândit el că ar trebui să ne civilizeze pe el și o zis că doamna Ana Maria Brânză a fost o mare țoapă. Că dacă cineva îți întinde mâna, indiferent cât ești de supărat, trebuie să-i o strângi. Nu e adevărat, prostule. Că ești prost. Asta e problema. Nu poți să strângi mâna unui om care și-a bătut. Nu el personal. Un om care reprezintă sistemul, care și-a bătut joc de tine ca și sportiv 20 de ani de zile și după aia în momentul în care ai primit o medalie să vină, vai de mine și de mine cât ești de drăguță. După ce te mai și terfelești până ziare, știi? Nu poți.
Asta trebuie făcut. Bă, ești Ministerul Sănătății, ai făcut ceva? Nu. Jet, pleacă de aici. Nu veni. Întoarce, nu vreau să dau mâna cu tine. Asta trebuie făcut, bă, cu politicieni. Într-adevăr, asta e cea mai bună metodă de a trata politicienii. Umiliți așa în public. Pur și simplu umiliți, bă. Umiliți să le fie rușine. Să se întoarcă în birourile lor de unde fură. Să stai acolo la aer condiționat, să-și vadă de viață. Să nu mai încerce să sugă din nectarul ăsta, știi? Din popularitatea unor cetățeni. Așa cum a făcut doamna Firea cu, dacă mai țineți minte, cu Simona Halep, când a câștigat ceva turneu, nu știu, a câștigat Simona Halep și a organizat primire pe stadion și a ieșit doamna Firea să vorbească. Și a huiduit-o oamenii. Aia trebuie făcut, mă. Huiduiți, mă. Huiduiți și, vă repet, tratați cu, bă, cu indiferență, mă. Ca și cum n-ar exista. N-ar mai trebui să-i ținem pe brațe și să-i chemăm la evenimente și să-i aplaudăm și să-i le dăm mâna cu ei. N-ar mai trebui, mă, friend, deloc. Ar trebui, bă, după faptă și răsplată. Acord global ar trebui și la politicieni. Ai făcut ceva? Nu. Marș de aici. Du-te. Hai să vedem ce ai făcut. Dacă într-adevăr ai făcut, ai drept să nu știi, da, domnule, stai cu noi la masă. Dacă nu, țuști. Hai să te vedem. Asta ar trebui făcut. Mi se pare bun și de aia am vrut să vă citesc despre știrea asta, deși foarte veche. Că aveam și eu de foarte multe dintele ăsta, știi? Că așa trebuie tratați. Jegoșii ăștia care ne conduc. Bun. Titi Aurș, pilot profesionist despre școlile de șoferi, fabrici de posesori de permis. Ceea ce e foarte adevărat. România este de ani buni în fruntea constabentului european în privința accidentelor rutiere, soldate cu morți și răniți. Duminică a avut loc unul dintre cele mai grave accidente. 3 copii și 5 adulți și-au pierdut viața, bla bla bla. Bilanțul sumbru pe șosele din România în acest sfârșit de săptămână, doar ieri și-au pierdut viața 10 persoane. Bă, deci sunt accidente absolut în lanț. Era la un moment dat o hartă cu accidentele care se întâmplă în țărișoară, frățioare, e roșie harta. Sunt foarte puține zone unde nu sunt accidente și cred că zonele unde nu sunt drumuri. Sau sunt drumuri de țară unde nu poți merge cu viteză. Frățioare, e roșie harta de accidente. Și acum lăsând la o parte faptul că nu avem drumuri cum trebuie. Frățioare, noi nu avem șoferi cum trebuie. Și asta ține de la, iarăși, o problemă structurală. E o problemă care pleacă de la rădăcină. De la poliția care dă carnete. Pe lângă că se dau cu șpăci, că asta e o discuție pe care poate o să avem cu altă ocazie, bă, examenul la noi la șoferi e foarte simplu. În afară de asta, pedepsele pentru șoferi agresivi din trafic sunt zero. La noi nu poți să suni la poliție să zici că un șofer te-a agresat în trafic, că te deranjează în trafic. Nu poți, nu există, nu vine nimeni, nu interesează. Pentru că pur și simplu pe polițiști în România nu interesează nimic decât când vine salarul și cum să facă să avanseze în grad. Ei n-au alte preocupări. Vă repet, în Germania, în Ungaria, în Austria, oriunde, dacă sun la poliție la 112 și spui, domnule, este un șofer în spatele meu care efectiv mă stresează și mă forțează să fac un accident, după 2 km îl oprește poliția și le ia la întrebări. Că așa e normal. La noi, sună tu la poliție să zici că te deranjează un trafic. Îți închide la telefonul, te mai face și mișto de tine. Așa. Roșia Montană a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. Domnul Ponta e foarte nemulțumit că România nu o să mai poate să-și exploateze resursele naturale. Singurul motiv pentru care a fost inclusă România, Roșia Montană în patrimoniul UNESCO, domnule Ponta, vă explic eu, singurul motiv e că noi nu avem încredere că voi puteți vreodată să exploatați resursele minerale ale țării. Și atunci niște oameni au preferat să nu le ia nimeni, mă. Le-au băgat în patrimoniul UNESCO ca să fim siguri că nu le furați voi, mă. Ca să fim siguri că nu distrugeți tot ce este în țara asta. Că voi asta ați fi făcut. Ați fi vândut și aurul ăla pe degeaba și ați fi umplut țara aia de ceanuri și de lacuri de mizerii. Să nu-mi săriți acum că vai de mine că se mai folosește eu în Europa. Sunt lacuri de ceanuri în Baia Mare, mă, friend. Noi nu mai avem minerii de 30 de ani în Baia Mare și încă mai avem lacuri de ceanuri. Vă mai amintesc de lacul ăla care după ani de zile s-o rup digul și au intrat în apă și au omorât pești până în Ungaria? Să vă mai amintesc? Că faliment, că societatea care l-a administrat o dat faliment, dând faliment nu mai îngrijit nimeni digul și digul la un moment dat s-o rupt și așa e în tenis, mă, friend, s-o revărsat apa și nu-i nimeni de vină? Vă mai amintesc? Nu, mă, friend. Nu, noi nu trebuie să vindem nimic. Mă, lasă să stăia ori acolo, să-l scoată niște cetățeni, când țara asta să fie normală. Chiar dacă o să fie o redevență mică, 4% cum e și acum. Dar să-l scoată și să răspundă pentru acțiunile lor. Asta e părerea mea. Da, ok, dăm aurul la o societate. Ok, asta este. O să-l ia să-l ducă la americani. Ok, asta este.
Țara o să primească o redevență. Așa e peste tot în lume, așa funcționează planeta asta. Dar să o facă într-un mod ecologic, să nu distrugă țara și să plece. Să ne lase nouă pe cap o altă bombă ecologică, așa cum vă repet, s-a întâmplat la Baia Mare și mai sunt și acum. Și acum mai avem lacuri de cianuri în Baia Mare. O să vă arăt o dată pe... Sau dacă sunteți curioși, uitați-vă pe Google Earth să vedeți Baia Mare, că să văd lacurile de la exploatările miniere. Unde e? Sunt cianuri. Deci asta este, așa e în tenis. Care nu sunt grijitei 30 de ani. Ce credeți, că membranele alea și betoanele alea nu se găuresc în timp? Nu credeți că cianurile alea ajung în apa freatică? Nu credeți că bem cianurile alea încet, încetuc, așa? E. Bun, și un pic fără nicio legătură, primul festival al manelilor din România n-a prins la public. Pe 6 și 7 august la Arenele Romane din București a avut loc prima ediție a festivalului manelilor. Pe scenă au urcat unele dintre cele mai cunoscute voci ale genului, însă bucureștenii n-au părut interesați de eveniment. Au fost doar 300 de spectatori și nota redacției, toți au fost la, la VIP, acolo în sectorul VIP. Așa e în tenis, mafre, nu se duc românii să stăie pe scaune ca toți oameni obișnuiți. Deci toți au fost la VIP. 100 de lei biletul normal și 200 de lei la VIP. Bă, pentru 100 de lei, nu ești tu VIP? Interesant fenomenul că mai ales Țancă Uraganul, Țancă? Eu nu-i cunosc pe ăștia, deci nu, Jador. Care Jador, știți că adună zeci de milioane de vizualizări când pune un clip pe YouTube, în două zile, așa, n-a reușit să strângă decât 300 de cetățeni la concertul dânsului. Ceea ce mie îmi ridică niște semne de întrebare. Acum, ori cetățenii ăștia care ascultă manele s-au obișnuit să le asculte gratis, ori vizualizările alea, întind să cred asta mai mult, vizualizările alea nu-s pe bune așa. Știi? S-ar putea să fie niște mișculații acolo. Zic doar eu așa, care mă pricep un pic la, la YouTube. Zic. Bun, haideți să vedem ce vorbim în continuare, că mai avem. Tii de mine, mă, două ore. Zice așa. Poliția română, numărul accidentelor grave produse în acest an în scădere semnificativă față de anii trecuți, dar și numărul deceselor în creștere. Acum, dacă îi să raportăm anii trecuți și vorbim despre anii trecuți, anul trecut, când nu circula mașinile, poate sunt scădere accidentele. Știi? Adică nu. Nu știu la care anii trecuți ne raportăm, că dacă zic, dacă e despre 2020, n-am circulat și nu au fost multe accidente. Zice așa, poliția română a transmis miercuri că în primele 7 luni s-au înregistrat 2586 accidente, soldate cu decesul 932 de persoane și rănirea gravă a altor 2000. În 2019 au fost 4421 de accidente, 2019, deci nu se ia 2020 în calcul. Au fost 4421 de accidente, soldate cu decesul 894 de persoane. Deci avem mai puține accidente, dar mai mulți morți. Pierzi ceva, câștigi și așa, știi? Ok. Viteza neadaptată, traversarea neregulamentară, circulația pietonilor pe carosabil sunt principalele cauze ale producerii accidentelor. În plus, polițiștii au constatat că multe accidente sunt provocate de șoferi obosiți de drum spre zonele turistice ale țărilor. Zice așa. Viteza neadaptată la condițiile de drum, 106 accidente, 119 decese. Traversare neregulamentară, 75 accidente, 76 decese. Pieton pe partea carosabilă, 58 de accidente, 58 de decese. Pentru combaterea acestor principale cauze au fost aplicate aproape 460.000 de sancțiuni contravenționale. Acum asta cu viteza, iarăși vă zic, cumva nu o să sune corect, că nu-i corect ce vă spun acum. Cumva e de înțeles. E foarte greu să lucrezi pe o mașină, să mergi cu 50 la oră în localitate. E foarte greu. E foarte greu să vii de la București la Baia Mare să faci 12 ore pe drum. Și asta provoacă accidente. Faptul că faci 12 ore pe drum, că obosești. Pe de altă parte, dacă legea spune că trebuie să mergi cu 50 la oră, bă, trebuie să mergi cu 50 la oră. Asta este. Dacă nu respecti legea, trebuie să-ți ia carnetul. Eu înțeleg asta. Eu sunt un om care n-am avut nicio accident, nicio amendă de circulație de... Nu mai știu să vă spun. De 10 de ani. N-am avut niciun accident de 10 de ani. Eu am... RCA-ul meu e impecabil. Eu n-am avut accident de 10 de ani. Adică n-am avut pentru mine nicio societate de asigurări, n-o plătit niciun ban, niciodată. Că conduc foarte atent, nu mă grăbesc. De obicei, când am de mers undeva, îmi iau o rezervă de 10-15 minute. Așa e în tenis. Dar nu toată lumea e ca mine. Ce
vă spun eu că e o problemă foarte mare la noi, agresivitatea în trafic. La noi asta nu e pedepsită. Și dacă asta ar fi pedepsită, eu vă spun că ar scădea foarte, foarte, foarte mult rata de accidente. Nebunii care sunt pe drum ar trebui liniștiți cumva și nu ai cum să-i liniștești decât luându-le carnetul. Pur și simplu, deci fără niciun fel de probleme. Dom'le, ai depășit pe linie, continuă, ți-au carnetul 3 luni. Bă, te-am mai prins odată sau te-am prins cu viteză sau ceva? Un an de zile, 2 ani de zile, 5 ani de zile. Bă, ți-au carnetul și te liniștesc. Să-i fie așa frică încât să îl obligi să meargă cum trebuie pe drum. Eu vă spun, am fost în Germania. Să vedeți cum circulă românii care merg în Germania în drive-thru zone, știi? În zonele alea rezidențiale unde se merge cu 30 la oră. Bă, îți smulgi părul din cap. Îți vine să-ți spargi mașina, mă. 30 la oră. Dar toată lumea merge cu 30 la oră. Pentru că amenzile sunt așa de mari încât nu-ți permiți să mergi cu 40 la oră sau cu 50 la oră. Înțelegeți ce vă spun aici? E 200-300 de euro amendă. Așa la prima. Dacă te mai prinde în interval scurt, se dublează, se triplează suma. Așa se face civilizația, mă frate. Îmi pare rău că vă zic asta, știu. Că și voi sunteți șoferi și voi suferiți, și eu sufer de același lucru. Și eu când mă duc 50 de km la oră până localitate, bă, simt că îmbătrânesc la volan, dar n-am ce să fac. Vă repet, îmi pun o jumătate de oră în plus la timp și mă duc și îmi văd de viață. Nu mă grăbesc, nu mă agit. Drept urmare, nu am accidente. Până acum am oferit... Cine o fi ferit de accidente. Să sperăm că nu o să facem chiar acum după ce am zis asta, dar zic. Eu zic... 90% principala vina acestor accidente sunt școlile de șoferi care pur și simplu nu fac șoferi, fac doar niște posesori de permis, care fiecare face ce vrea mușchiul lui, și doi la mână, poliția, că nu e destul de vigilentă. Și nu mă refer aici la băieții care stau cu radar, că nu mă refer la asta. Că asta n-o să reușească niciodată să liniștească cetățenii. Metodele astea aplicate așa punctual, în 2-3 zone, nu fac nimic. Nu. Ar trebui făcut un sistem național, vă spun eu cum este de exemplu în Austria, în care sunt camere fixe, dar sunt camere care nu-ți iau viteza, îți calculează viteza. Deci vă dau un exemplu. Ai o autostradă de 100 de kilometri pe care ai limită de, nu știu, 80 sau 100 de kilometri pe oră. Deci tu trebuie să faci drumul ăla într-o oră. Ei au o cameră la intrare pe drum și o cameră la ieșire pe drum. Te verifică, îți citești numărul când intri pe drum, dacă tu parcurgi distanța aia mai puțin de o oră, îți trimite amenda acasă, că înseamnă că ai mers cu viteză. Înțelegeți cât e de simplă discuția? Eu nu mai stau să-ți pună 70 de radare pe drum. Au un drum, bă, ai intrat, ai ieșit, dacă ai mers într-un interval mai scurt decât e viteza legală, decât îți permite viteza legală, îți trimite amenda acasă. E foarte simplu calcul. Înțelegeți ce vă zic aici? Mai cu radare, cu figuri. Pur și simplu citești numărul la mașină și vezi în cât timp o parcursul distanță. Asta se poate face și atunci reușim să reducem viteza pe un interval de drum. Metodă foarte simplă. Vă repet, poliția ar trebui să facă asta. Că astea, cum să vă spun eu, datoria, asta e datoria poliției. Poliția ar trebui să fie în trafic, poliția ar trebui să răspundă la 112 când, vă repet, ei agresează un cetățean în trafic, asta trebuie să facă poliția. Că nu o face și că o face numai când au nevoie de bani de amenzi la sfârșitul lunii, asta e cu tot și cu tot altă discuție. Eu sunt pentru radare în drum, eu sunt pentru poliție în drum, eu sunt pentru mașini în trafic, asta aș vrea să văd. Pentru că asta mie mi-ar salva viața și ție ți-ar salva viața. Chiar dacă sună nașpa, știu că s-ar putea să mă urăști în momentul ăla, să mă înjuri, în momentul ăsta, să mă înjuri, că ce am eu, că tu ești șoferul, cel mai bun șofer de pe lume, nu știe lumea, dar tu ești cel mai bun șofer de pe planetă. Nu, mă friend, trebuie să mergi și să respecti legea. Așa îi. Datoria ta când ți-ai luat permisul, când ai dat examenul și ai semnat hârtiile alea, e că ai promis că o să respecti legea. Trebuie să respectăm legea. N-avem autostrăzi. Acum să sperăm că neadrul o să ne facă niște autostrăzi. Dar până atunci trebuie să respectăm legea. Așa e în tenis. Bum! În caz că vă întrebați, frauda din Cioran, dacă mai țineți minte, cetățenii aia care au făcut fraudă electorală, care o schimbat niște voturi, până acum 4 inculpate închisoare cu suspendare pentru că și-au recunoscut faptele. Deci, practic, nu o să aleagă nimic nici de acolo, mă, asta am vrut să vă zic. Un fost șef de poliție trimis la închisoare pentru mutarea ilegală a unui polițist a acționat la comanda unui primar. Lucrul ăsta se întâmplă peste tot în țărișoară. Primarii, cumva, au un, din motive care mie îmi scapă, au un antecedent, așa, au o notă de superioritate asupra comandanților de poliție. Și pot impune niște lucruri. Și un polițist din... Dați că vă spun și localitatea.
din Recaș, un polițist este hărțuit de primarul din localitate pentru că polițistul dădea amenzi la cetățenii care umblau cu autovehicule nenmatriculate sau cu numere false. Lucru care îl deranja pe domn primar. Domn primar s-a dus la polițiști, la inspectoratul de poliție și a rezolvat să-l mute pe acest polițist incomod din localitate. Și iată, după câțiva ani de verificări, domnul, stați așa, că vă și zic, domnul comisar Marian Temu se duce la pușcăriuță, face pușcărie, nu pot decât să mă bucur. Poliția din Sibiu cere sursele libertății după ce jurnaliștii au publicat un film cu grătarul organizat în pandemie. Vă spun pe scurt ce s-a întâmplat. În timpul pandemiei, în stați așa să vă zic, aici nu știu exact. Numai o secundă mică. La Centrul Chinologic Dr. Aurel Greblea din Sibiu, niște polițiști și-au făcut un grătar. Deși noi eram în carantină, n-avea voie nimeni să facă niciun fel de eveniment. Dar polițiștii s-au dus acolo că na, cine să-i vadă, că sunt între polițiști acolo, nu? Și au pus-o de un grătar. Cumva niște poze au ajuns pe net. Nu știe nimeni cum. Libertatea au publicat articolul, s-au zborșit niște lucruri acolo, niște oameni au fost sancționați, au fost dat afară. Și acum, poliția din Sibiu e foarte impresionată și cere să vadă cine dă în gât. Cine suferă de te-ngâtită. Cine dă cu tengătosane la poliția din Sibiu. Deci înțelegeți, păi nu interesează să pedepsească oamenii care au greșit la ei în sistem, nu. Ei vor să afle și odată în judecată ziarul Libertatea să divulge sursele, să le spună cine le-a trimis filmele. Deci pe ei asta interesează mai mult, cine i-a dat în gât. Nu să respectăm legea, cine i-a dat în gât că noi nu respectăm legea. Asta e poliția din România, mă friend. Despre asta povestim aici. Nu vă mai rețin, deocamdată nu s-a dat niciun fel de sentință, se pare că o să se respingă acțiunea și Libertatea nu o să fie obligată să dezvăluie sursele. Așa, un bărbat din Dâmbovița a trimis imagini pe Facebook când încarcă un pistol și amenință polițiștii. O să vă arăt un filmuleț. Sau cel puțin o să încerc să vă arăt un filmuleț. Că mi-a fost dispărută. Stați așa și nu mișcați. Dar nu sta... Ia luați de aici. Oprim un pic muzica, să-mi aminti să o pornesc. Dar nu sta... Nu stai scopul, că toată lumea trage. Da. A, zic, cum să trag pe Facebook să mă vadă lumea că trag? Scopul e altul. Hai deci. Vreau și eu, ca Antofi, să vine să spargă și mie ușa acum. Să nu zică că dau cu cauciuc. Vreau decât să-mi spargă ușa. Sunt pregătit. Dacă e să mă duc, nu mă duc la prânaie, că m-ai prins pe mine droga la volan. Mă, nu mă, dacă vrei să mă duc la prânaie, mă duc că te mierlez. Spargem ușa. Dar să fii pregătit când eu spargi. Nu să fii cu 2-3 inși. Că degeaba veniți 2-3 inși, aveți veste anticlunți? Auto. Deci, pe scurt, domnul ăsta fu oprit în trafic și a primit o amendă pentru conducerea sub influența unor substanțe interzise. Și modalitatea prin care el s-a gândit că ar putea rezolva această problemă s-a filmat pe Facebook cum trage ce-o fi trăgând el pe nas, nu știm. Presupunem că droguri, că le tragi pe nas, că dacă avea făină, bănesc că, nu știu, le făcea cu apă și cu drojdie, nu? De nu? În fine, deci asta a fost soluția lui, să tragă cea cox pe nas, să arăte un pistol cu glonț și o grenadă. Ei, hey, guess what? Știți că zicea omul că își dorește să-i spargă ușa poliția. Chiar asta s-a și întâmplat și băiatul, nu e așa acum, îi nițel la pârnăiță. Ca așa în tenis. Cât de prost trebuie să fii acum, hai, deci pe bune, cât de prost trebuie să fii să îți faci pe Facebook live să-ți arăți pistolul și grenadă. Ci cât de prost poți să fii? Putea să stea pe curul lui, să-și vadă de viața, asta este ma friend, am furat-o. Acum ai nițel la pușcărie și o să facă pușcărie destul de binișor, zic eu, dacă mă întrebați pe mine. Posesie de droguri, consum de droguri, că nu le astea să pedepsesc deocamdată, port, armă, grenadă, frățioare, amenințări pe la adresa poliției.
Toate sunt agravante astea. De ce niște am bune așa? Percheziți în București și în județul Iași într-un dosar de evaziune fiscală nefiind înregistrate venituri de 27 de milioane de dolari. Deci, practic, aici e vorba despre o firmă care făcea soft și plătea cetățenii la negru. La negru-negru. 27 de milioane de dolari să faci evaziune fiscală, mă friend, trebuie să lucrezi o perioadă. Și dacă e să mă întrebați pe mine cineva de acolo, trebuia să sesizează. Că, mă friend, 27 de milioane de dolari, de euro, de ce ori fi acolo. Sunt foarte mulți bani. Repet, sunt foarte mulți bani. Nu se poate ca la o firmă care are rulajul ăsta, care face evaziune 27 de milioane de dolari. Adică trebuie să aibă cel puțin cifră de afaceri de 27 de milioane de dolari. Să nu existe niște băieți care să pună niște întrebări, să verifice niște lucruri, să vadă ce se întâmplă cu banii. Că așa funcționează garda, așa funcționează fiscul, așa funcționează NAF-ul. Oamenii trebuie să se uite ce se întâmplă cu banii noștri. Înțelegeți ce vă zic aici? Că vă repet, mie mi-au găsit 7 lei, că eu n-am plătit 7 lei acum nu știu câți ani și mi-au blocat toate conturile când eram în concediu în Germania. Voi înțelegeți ce vă zic aici? Dar la băieții ăștia cu 27 de milioane de dolari nu s-a uitat nimeni. Nu a verificat nimeni. Acum, na, ok, eu luat cu acum, eu le spart ușa, au venit mascații. Dar totuși, firma asta, 27 de milioane, în 2 ani de zile, din 2018 până în 2020, în 2 ani de zile nu s-a gândit niciun inspector de la ANAF să verifice. Bă, frățioare, au dispărut 27 de milioane de euro din banii firmei. Nu se uită nimeni, nu sunt niște indicatori. Eu iarăși vă spun, în mod normal, la NAF-ul ar trebui să verifice firmele astea care au pierderi, care au sub cifre de afaceri foarte mari și profit foarte mic. Asta e business-ul. Ăștia trebuie verificați primii, mai ales dacă au datorile astea. Hai zice că nu au, că poate oamenii și-au plătit datorile astea. Da, când vezi că ăla are cifre de afaceri, repet, în 2 ani de zile, de 27 de milioane de dolari și are profit mic, înseamnă că face așa șmecherii. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate nu face, dar hai să-l verificăm. În fine, eu nu înțeleg cum se pot aduna sumele astea, așa cum s-au adunat la băiatul ăla de la Quick Mobile, nu știu dacă știți. Băiatul ăla de la Quick Mobile, la un moment dat, avea niște milioane, 6-7 milioane de euro datorii la stat. Bă, la statul român. Din care statul român nu mai recupera canci, nu mai recupera nimic, că a intrat în insolvență, faliment, serios. Nu schimba firma, a mutat toate activele pe altă firmă, serios. Nu l-a deranjat nimeni. Iarăși vă zic, n-ar trebui cineva de la ANAF, niște băieți care lucrează la ANAF, n-ar trebui să dea niște declarații, n-ar trebui să răspundă la niște întrebări, n-ar trebui să vină cineva să zică, bă, da, 6 milioane de euro datorii la stat, cum se pot acumula alea? Că nu știu dacă ați avut datorii la stat, că eu vă spun că am avut perioade în care am avut datorii la stat, că nu ne încasam banii de la furnizori, dar în a doua, adică nu în a doua, la o lună după ce nu ți-ai plătit banii, îți vine o hârtiuță acasă. Deci niște băieți știu deja că ai datorii la stat. Și eu vorbesc de sume mici, că la mine erau 2.000 de lei, 5.000 de lei, 10.000 de lei. La mine venea hârtie rapid. Nu s-a întâmplat des, dar s-a întâmplat. La 6-7 milioane, cum se poate să nu se întâmple? Nu ar trebui niște băieți de la ANAF, repet, să dă niște, să răspundă la niște întrebări? Să ne explice și nouă, că aia nu ne pricepem, nu știm. Poate nu-i nimic ilegal, poate dacă ai 6 milioane datorii, poate, nu știu, ești la un departament, băieții ăia nu scriu scrisori. Poate te sună, poate ies cu tine la cafea, nu știu. Nu dau seama. Bun, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în țărișoară. 100 de români au reușit să facă permise de conducere, rost de permise de conducere din Congo. Taxa sărea de 2000 de euro. Să vă explic pe scurt. Deci, oamenii plăteau 2000 de euro la un băiat, băiatul ăla mergea în Congo, sau le trimitea, nu știu să zic, cu poză frumos, la divizia de circulație din Congo. Divizia de circulație din Congo zicea, da, băiatul ăsta a dat examen să pricepe și e să conducă ea permisul. Românul venea cu permisul din Congo, o ardea pe România câteva luni, după care se ducea la poliția română și zicea, vreau să-mi prescriu permisul, că i-am dat examen în Congo. Și poliția română zicea, da, ok, luați permis român. Și lua permisul, nu-i așa, din Congo. De ce? Vă înțelegeți? Poliția română nu mai punea să dea examen. Poliția română zicea, da, e ok, dacă ai un permis valabil, înseamnă că poți să conduci în România. Eu nu știu dacă asta e ceva normal. Poate există vreo legislație la care noi trebuia să, nu-i așa, ne aliniem. Da, iar cumva mi se pare un pic ciudat, adică mă gândesc că în Congo să circulă nițel diferit față de România. S-ar putea să am eu un bias aici, dar frățioare, există și expresia aia cu conduci ca în Congo, adică s-ar putea să nu fie chiar la fel. Mă gândesc că nu-i legislația la fel, nu? Și în modul ăsta n-ar trebui să echivalăm cumva permisul, adică n-ar trebui să, hai mă mică, dă un examen, hai mai să ieșim un pic în oraș, să văd ce știi. Nu? N-ar fi așa bine? Sau uite, scrie și pe hârtie. Ce semne sunt astea, știi? Ce
Nu știu ce mai întrebări, la permisul acum, la permisul auto. Știi ce zic? N-ar fi să se întâmple lucrurile astea. Cum e posibil statul român să te duci cu permis să-ți dai altul? Totul era plănuit în detaliu de o grupare de crimă organizată coordonată de un urmărit internațional român, Lucian Nenache, care avea legături cu funcționar congolez, cu mai multe condamnări la activ, inclusiv în dosarul droguri la Jilava. Nenache a fost mandat în urmărire în 2015, când a primit o pedeapsă de 3 ani și 10 luni. Inițial, alături de el, anchetatorii l-au indicat ca fiind lider al grupării și pe interlopul Romeo Ursu, zis Boienică. La rândul lui, urmărit internațional, aflat de 12 ani în Iordania, țară pe care cu care România nu are acord de extradare. Ulterior, procurorii au concluzionat că Boienică era doar unul dintre pionii care acționa în palierul întâi, alături de alte persoane. Deci, practic, noi avem niște cetățeni care sunt dați în urmărire internațională, care fac infracțiuni în continuu, în continuare, în țărișoară. Deci, înțelegi? Ăia nu se opresc. Ăia fac șmecherii în continuare, că doar e dat în urmărire generală, nu-i, știi? Dacă îi se ne facă rău, ne fac rău. Și, practic, zice așa, în schemă figura și o funcționare din cadrul ambasadei Republicii Congo în România. Sanchi. Logic. Încadrat în funcție de secretar, aceasta se ocupa în mod efectiv de întocmirea adeverințelor prin care se certifica autenticitatea permiselor de conducere eliberate de autoritățile acestui stat. Auzi tu, mă, friend, deci pe lângă că duceau permisul, mai aduceau și autentificare de la ambasadă. Potrivit de ICOT, angajat ambasadei știa că titularii permiselor nu s-au deplasat niciodată în străinătate pentru a susține examenele necesare obținerii permisului. Ah, ok. 100 de persoane în București, Prahova, Teleorman, Dâmbovița și Alumița. E, ok. Eu vă zic aici, my friend, e mult prea rigidă legea. Aici legea, ar trebui să fie nițel mai dură. Ar trebui să facă un pic de pușcări. Că știți ce o să întâmple cu băieții ăștia? Nimic. O să le dă, poate, o comandă, o din asta cu suspendare, o condamnare cu suspendare. Cam asta o să întâmple. Atât. În rest, îi confiscă permisul. Gândiți-vă că oamenii ăștia nu au condus în viața lor. Gândiți-vă în primul rând că puteau omorâ niște oameni, puteau face accident. Faptul că nu s-a întâmplat, adică nu avem certitudinea că nu s-a întâmplat, a fost doar un noroc. Noi, statistic, am avut noroc. A fost o șansă să nu se întâmple și noi am beneficiat de șansa asta. Deci, atât. Dar iarăși vă spun, și poliția română nu întreabă pe nimeni. Adică, bun, am venit cu permisul din Congo, dăm permis din România. Păi, n-ar trebui să fie o... În orice țară, dacă te duci, nici diploma nu ți-o echivalează. Trebuie să dai niște examene. Băi, ce școală ai făcut? Băi, nu știu, sunt medic. Ok, hai să vedem ce știi. Înțelegi? Așa se întâmplă, fără niciun fel de stres. Deci, pur și simplu, duci un permis și îți dă altul. Dar, în fine, na, asta e poliția din țărișoară, că mai vorbisem noi și despre asta. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Ei, 2 ore deja. Asta cred că o să fie record. Hai să vă mai dau câteva, că am o tonă de știri aici. Condamnată în România, Dragoș Săvulescu a fost reținut în Mykonos după ce soția lui a postat imagini cu ei pe rețelele de socializare. Domnul Săvulescu, în caz că nu știați, a fost acționat la Dinamo, i-a dat în urmărire generală pentru o șmecherică cu un prejudiciu de 114 milioane de euro care nu a mai fost recuperat niciodată, cu retrocedări de plajă la Mamaia. În același dosar a fost judecat și domnul Borcea, în caz că vă întrebați, care domnul Borcea a stat la pușcărie și a făcut treaba, acum e liber, din nou om de afaceri, milionar de succes. Tată multiplu. Așa. Domnul Borcea, nu domnul Săvulescu. Domnul Săvulescu a plecat că el nu poate să stai în pușcărie alergic. Are o problemă, nu poate să stai în pușcărie. A plecat în Italia, unde a reușit, pe niște șmecherii avocățești, să beneficieze de o grațiere care i-a redus perioada de încarcerare de la 5 ani la 2 ani și ceva, 2 ani și 6 luni. În Italia, dacă ai pușcărie sub 3 ani, practic faci cu suspendare. Așa e legea în Italia, că și ei au mafioților, trebuie și ei să trăiască. Așa că domnul Săvulescu în Italia era safe, pentru că el e cetățean italian, are o proprietate în Italia, lângă Como, ca să fie mai lejeră discuția. E căsătorit în Italia cu un fost, cu o doamnă, acum e doamnă, fost Miss, nu știu ce țară, că n-am reținut, nici nu mă interesează foarte tare fenomenul. Înțelegeți ce vorbim aici? Omul fiind cetățean italian, beneficiază de legile Italiei. Italia au zis, bă, 3 ani nu, 2 ani și 6 luni. Ei, păi, sub 3 ani nu faci pușcărie, la revedere, ești liber, poți să stai. Îi face
cu suspendare. Deci are pușcărie cu suspendare dânsul în Italia. Dar asta se aplică doar pe teritoriul țărișoarei lui, în Italia. Și domnul a mers în concediu cu soția în Grecia, unde doamna a postat pe contul ei de Instagram niște poze în care apare și dânsul. Interesantă discuția că oamenii din țărișoare au văzut asta, o suna la autoritățile din Grecia, care autoritățile din Grecia le-au reținut că el era îi dat în urmărire internațională. Și dânsul s-ar putea să fie trimis în țărișoară, încă nu se știe unde, s-ar putea să fie trimis în Italia unde o să-și vadă viața sau în România. Eu cred că doamna a făcut intenționat. Deci eu cred că doamna a vrut să-l bage pe domnul în pușcărie să le beneficieze de singură sigurică de averea dânsului. Așa, bun. Hai că vă mai citesc câteva și după aia trecem la știrile zglobii, că am lungit-o, asta chiar am lungit-o. Există cazuri în care sticlele de suc sunt bombate, peturi sau de cutii de carton, e clar că produsul respectiv a intrat într-un proces de alterare. Bă, e geam răgușie așa. Când peturile sunt depozitate în soare, compuși chimici nocivi se transformă în apă, se transferă în apă. Este afectată sănătatea oamenilor, poate duce la cancer. Agenții de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor au descoperit aproape 350 de operatori economici din 450 controlați care nu se respectau condițiile de depozitare pentru apa plată, băuturile răcoritoare și sucuri. Aceștia au găsit zeci de paleți cu peturi cu apă și suc ținute în soare pe caniculă și chiar la temperaturi ridicate în depozit. Fizicianul Silviu Gurlui a explicat marți seara la Digi că acest lucru este periculos. Apa plată devine cancerigenă dacă sticlele sunt ținute în soare pentru că sunt anumiți compuși chimici care se transferă din pete în apă sau în suc, spune acesta. Bă! Asta, în primul rând, mie mi se pare, mă, nu vreau să zic o minciună. Că nu știu dacă e o minciună, nu pot eu să contest un fizician. Dar mi se pare o scăpare ciudată așa în legislația țărișoare. Păi, în primul rând, noi n-ar trebui să permitem ca firmele din țărișoară care ambalează lichide pentru consum uman să folosească tipul ăsta de ambalaje. Adică, mi se pare de căcat să zicem, da, domnule, pune apa în PET și PET-ul e bun până la 30 de grade, dacă ajunge la 40 de grade oamenii se facă cancer. Păi, iaiurea, adică nu mai folosi ambalajele, du-te în căcat, folosești și alte ambalaje. Dă-te dracu, înțelegi ce zic? Nu mai ambala apă. Pune un sticlă de sticlă, frate, fă ceva. Că iarăși vă spun, n-avem nicio garanție că apa care e în camion n-ajunge la 37-40 de grade. N-avem nicio garanție că iarăși vă spun, duci într-un camion vara, în soare, mașina aia mere 10 ore. Dau un exemplu, aiurea, pleacă din Tujna, mere la București, 10 ore. Apa aia din camion face 40 de grade lejer. N-are cine să o răcească, înțelegi? Eu zic că aici avem o problemă de ambalaj, nu avem o problemă de cum țin oamenii apa în soare. Iar trebuie să fie ambalajele, să fie garantate până la, nu știu, 80 de grade. O temperatură care să nu poată fi atinsă prin, pur și simplu, expunerea la soare a ambalajului, nu? Chiar aș vă spun, dacă cumpăr o sticlă de apă, beau o gură și o pun în mașină și plec la cumpărături, mașină îți fac 60 de grade, înseamnă fac cancer? Asta trebuie să înțeleg eu? Asta e grija pe care protecția consumatorului o acordă țărișoarei? Păi opriți ambalajele astea, mă friend. Nu mai ambalați în ambalajele astea, faceți alte ambalaje, căutați alte ambalaje care nu produc cancer la 40 de grade. În afară de asta vine un băiat care iarăși vă spun eu, n-am apucat să studiez fenomenul, dar mi se pare ceva ciudățel. Bineînțeles, o dată amens, nu știu ce. Înțeleg sticlele bombate la sucuri naturale, asta înțeleg, că alea fermentează. Când deja sunt bombate, mă friend, înseamnă că o fermentat poți să le arunci, dar în apă, poate să fie bombată sticla, mă friend, că e apă. Bineînțeles, exceptând cazurile în care intră, nu e așa, în apă diverse produse chimice. Și zice aici, stați așa, cu cât mai mult este evident când temperatura crește spre 40 de grade, poate chiar mai mult, și incidența razelor solare crește, acestea pot fi un catalizator. Crește rata de migrare a compușilor chimici din PET. Sunt mai mulți compuși chimici care se regăsesc în astfel de PET-uri, dintre cei mai importanti sunt cei pe bază de stibiu. În caz că nu știți ce e stibiu, la noi le mai zice antimoniu. Adică în fel de ai demoniu, dar ai anti. Împotriva moniului, așa au văzut oamenii și l-au făcut antimoniu. Ok. Râdem, glumim, stibiu e întâlnit foarte des la noi aici în țărișoară. În caz că ați auzit vreodată de stibină, care e o floare de mină, ăla e stibiu, mă friend. Și de-aia e și ce stibină, că e din stibiu. E un mineral, e toxic pentru organism, e nu așa de toxic ca și arsenicul, dar e toxic.
Și domnul zice că Stibiu ăsta se găsește în peturi. Zice, o depozitare de până la 6 luni poate să crească cantitatea de Stibiu în apă cu aproximativ 90%. Păi băi, mă mică, nu mai faceți peturi cu Stibiu. No Stibiu for me. Deci știi, nu mai pune Stibiu, frate, în peturi. Nu vi se pare normal, adică n-ar trebui să învață țara asta să dea o lege să zică, bă, de mâine, nu mai folosiți peturi cu Stibiu, că mor oamenii de cancer și n-avem bani. Nu, n-ar fi normal? Cum n-ar fi normal să zică, nu mai fumați? Știi, deci nu e același lucru. Eu refuz să cred că peturile astea sunt așa de dăunătoare, că dacă ar fi așa dăunătoare, n-ar mai fi folosite în Europa, că oamenii ăștia chiar au grijă. În Germania oamenii ăștia au grijă de cetățenii lor. Adică încearcă să-i ferească de cancer. La noi nu pasă nimănui de cetățenii, doar pe ei încurcă, ei au de dat șpăgile la PSD, ați văzut, ei au alte preocupări, oamenii care s-au angajat la asta. Dar zic, în alte țări, eu tot aceleași peturi văd că se folosesc, nu cred că sunt alte peturi. Or fi în Germania Stibiu free? Numai noi suntem fraierii Europei care luăm peturi cu Stibiu? Să vă dau un exemplu, dacă trecem de la 20 grade Celsius la 40 de grade, cantitatea de Stibiu transferată în apă crește de aproximativ 10 ori, într-un interval de timp de aproximativ 2 luni de zile. Bă, nu mai lăsați să se folosească peturi cu Stibiu. E așa de greu? Nu sunt altfel de peturi? Interziceți-le de tot. Să trecem la sticle de sticlă. Alea nici nu poluează. Bărbatul care a aruncat cu casca de motociclist într-o persoană care se deplasa cu trotineta în apropierea intersecției între calea Vitan și bla bla bla, determinându-o să treacă pe axul despărțitor între cele două sensuri de deplasare și să fie lovită mortal de un autoturism, a fost reținut de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București. Să vă spun pe scurt, un băiat cu motocicleta stătea la semafor, un bărbat cu trotineta a venit și-o dat în el. Au știm dacă din greșeală sau intenționat. Au știm, nu o să aflăm niciodată. La semafor s-a fost despărțită, bine, s-a îngurguțat. E unul la altul, dar s-a făcut verde și în București la semafor nu stai. Dacă e verde, te duci. Dacă ai de ce certa cu un om, te duci, te cerți la următorul semafor. Nu stai pe loc, că te calcă el alt. N-ai nicio șansă să scapi, înțelegi? Deci s-a făcut verde, pleci. Ai murit, ai un ochi scos, ți-o spart motocicleta, ți-o rup splina, te uși pe motocicletă și la următorul semafor. Discutați acolo cât e roșu, înțelegi? Nu stai pe loc. Oamenii s-au dus, ăla cu motocicleta o sus în față, o s-au oprit și o s-au dus să-i ceară socoteală cetățeanului cu trotineta. Și o ceru socoteală, l-a lovit cu casca. Deci l-a scos casca din cap și a aruncat-o în ăla. L-a lovit în cap, ăla a ajuns pe contrasens, unde l-a lovit o mașină și a murit. Asta e un lucru foarte tragic și știți de ce e un lucru foarte tragic. Băiatul ăla cu motocicleta era instructor de motocicletă, bă. Ăla învăța oamenii să meargă pe motocicletă. Asta mi se pare absolut incredibil. Oamenii ăștia nu... V-am mai explicat eu. Testele psihologice la noi în țară sunt numai pe hârtie. N-au nicio relevanță, nu există, nu interesează pe nimeni, nu ne ajută cu nimic, nu ne deranjează. Sunt pur și simplu numai pe hârtie. Lucru dovedit și aici. Băiatul ăsta care omoară oameni în trafic nu trebuia să fie instructor de motocicletă. Că n-avea voie, my friend. Pe de altă parte aflăm că au fost implicat într-un accident similar în care a murit un biciclist. Accident care s-a întâmplat în urmă cu 7 ani și care încă nu s-a judecat. Deci, practic, în ochii legii el e nevinovat. În ochii noștri nu e nevinovat, că, iată, vedem ce s-a întâmplat a doua oară. Și avocatul lui zice că el s-a implicat în foarte multe acțiuni ale poliției și face foarte mult bine. Având în vedere, da, cu mici excepții, când omoră doi oameni. Iarăși vă zic, testele psihologice, când tu ajungi să fii instructor, să înveți oamenii să meargă pe motocicletă sau să înveți oamenii să meargă cu mașină, testele astea psihologice mai au vreo relevanță? Când nebunii ăștia ajung să conducă pe drumurile țărișoare și nu numai să conducă, să învețe pe alți oameni să conducă. Categoric că oamenii care o să conducă, cum să vă zic eu, pun și de la ei, adică depinde foarte mult de caracterul lor și de modul în care ei trăiesc. Felul în care o să conducă pe drumurile țărișoare, dar dacă tu ai un instructor care zice, bă, dă pe ăla, omoară-l. Știi? Cum vă se pare normal să faci lucrul ăsta? Ți se pare... Frățioare, așa se conduce România, trebuie să fii dur. Stați așa. Avocatul s-a susținut în fața judecătorilor care l-au arestat pe inculpat că acesta este implicat în activități de prevenire și a colaborat cu brigada rutieră de mai multe ori pentru prevenție. Păi îl cheamă pe ăsta să sperie trotinetiștii, știi? Îi cheamă să-i... Mă friend, să sperie cetățenii în trafic. De-aia el cheamă brigada de poliție. Nu e o circunstanță atenuantă asta. Deci omul trebuie să facă pușcărie grav. Două crime, astea-s crime.
Da, nu a fost cu intenție, nu a vrut să-l omoare. Categoric nu a vrut să-l omoare. Bă, dar scrime. A omorât doi oameni. Trebuia oprit la primul. Eu înțeleg că trebuie să judecăm procesul, că procesul durează de 7 ani, bă, dar în 7 ani el nu n-ar mai fi trebuit să conducă. A un judecător ar fi trebuit să zică, da, my friend, până te judecăm, stai un pic, mergi cu bicicleta. Lasă un pic permisul ăsta, hai, că-ți dăunează. Bă, judecăm procesul, da, ok, ne pare rău, asta este. Dacă avea dreptate, să-i dăm permisul înapoi. Da, bă, nu trebuia să fie din nou pe drum, să omoare încă un om. Înțelegeți ce vă zic aici? Un grec prins în România după ce a omorât un motociclist în Bulgaria și a ascuns cadavru, își adusese mașina la reparat în Măgurele. Pe scurt, că nu avem timp, un polițist și-a dus mașina la reparat și a văzut o mașină spartă care zice el mirosea sânge. Asta e destul de ciudat, așa că să mă întrebați pe mine, dar în fine. Mașina l-a reparat într-un service din Măgurele, unde și-a dus și polițistul, nu-i așa, mașina. Lua la întrebări băiatul ăla, știi așa din scurt, s-a aflat că de fapt omorâse un polițist și ascunsese cadavru într-o râpă, în Bulgaria. De ce serviciul ăla o primi mașina fără autorizații de reparații? Aici e singura problemă. Că ăla a făcut un accident în Bulgaria, era dat în urmărire, la un moment dat urma să fie prins. Asta, nu contestăm asta, urma să se întâmple. Cum e posibil ca tu să ai un accident de mașină, să nu-și mașina la reparat un serviciu și ăla să-ți ia mașina la reparat? Cum e posibil așa ceva? No, vedeți, aici iarăși vă spun, nu se aplică legea. Și nu avem lege pentru așa ceva, zic eu. Bă, aici pe viață, omul ăla nu mai trebuia să aibă voie să aibă serviciu auto. Pe viață. Nu mai trebuia să aibă voie să lucreze într-un serviciu auto. Bă, pe viață. Ar trebui să fie privat de dreptul de a lucra într-un serviciu auto când el face căcaturi din astea. Astea sunt niște mizerii ordinare, my friend. Că tu făcând asta, tu ascunzi detaliile unei... Deci, tu ești părtaș la o crimă. Pur și simplu tu ascunzi dovezile crimei. Tu reparând mașina aia, ascunzi dovezile. Că dacă ăla venea cu mașina reparată înapoi în Bulgaria... Deci asta stați un pic, frate, că nu l-am lovit eu. Voi sunteți nebuni? Mașina mea n-are nicio zgârietură. Înțelegi ce vă zic aici? Deci tu ești părtaș la crimă când faci asta. Nu. Un serviciu care repară mașini fără autorizație ar trebui închis complet și omul care a lucrat acolo, care a luat decizia asta, n-ar trebui să mai lucreze niciodată într-un serviciu. Niciodată. Nici ca angajat, nici ca hobby, nici ca nimic. Nu ar mai avea voie să lucreze într-un serviciu. Așa ar fi făcut, my friend. Repet, asta e complicitatea la crimă și astea ar trebui pedepsite. Bătaie între un grup de turiști și salvamare în Eforie Nord. Două persoane au ajuns la spital. Stați așa și nu mișcați, potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unei altercații între mai multe persoane în stația unea Eforie Nord. La fața locului, din primele cercetări, polițiștii au stabilit că incidentul s-ar fi produs între un grup de turiști și salvamare. Trei persoane au fost transportate la spital, un turist de 26 de ani lovit la nas și cap. Că parcă nasul nu-i la cap. Nu putea zic că lovit la cap. Știi? Ah, ok. Și de doi salvamari cu vârste între 44 și 46 de ani, unul rănit la cap, poate și la nas, nu o să știm niciodată, iar celălalt cu fractură de braț și umăr dislocat. Deci, practic, 2-1 pentru turiști. Patru bărbați din grupul turiștilor au fost duși la sediul poliției pentru a fi audiați, a mai transmis IPJ Constanța. Practic, s-au luat la bătaie, din câte țin eu minte, nu sigur, n-am nicio certitudine aici, dar mi se pare că s-au luat la scandal pentru că cetățenii de la Salvamar turau ATV-urile în jurul lor și eu deranjat. Și deranjându-i oamenii... Așa. O să renunțăm la restul știrilor care sunt foarte multe, o să le vorbim altă dată și o să trecem la știrile, nu-i așa, mai drăguță dă pe planetă țică, ca să ne, nu-i așa, înseninăm ziua. Iată prima. Hei! V-ați prins, e vorba de manele. Stați așa și nu micșați. Să vă arăt. Oprim puțin muzica la. Acțiunea se petrece, nu-i așa, minunata vama veche. Stați așa să reducem din sonor că ne taie. Băieții au o boxă și dacă vă uitați, este un băiat care ia boxa. Ne mai uităm o dată. Deci băieții se opresc. Urmează climaxul, toată lumea să dansăm, să ne distrăm. Pac, 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 vine băiatul, dă-mă un pic boxa. Așa, boxa de părere. Acum, din câte am înțeles, băiatul a suferit consecințele
faptului lău, l-a dat și la poliție pentru distrugere de lucruri și am înțeles că o și luat în trompetă. O fă puțin matrafoxa, l-am ototolit puțin băieții. Că na, când te-a pus și spași box sau un oameni, dar băiatul era sub influența unor substanțe ilegale, halucinogene. Așa că, da, cumva așa e, cum să vă spun eu, parcă te unge la suflet. Deși eu n-am nimic cu maneliștii, nu mă deranjează niciun fel, dar cetățenii ăștia care umblă cu boxa pe stradă și cântă așa, știi? Cumva așa parcă merită să vină un băiat să le spargă boxa. Zic. Nu încurajez violența, Doamne ferește, să nu înțelegi greșit. Vă repet, n-am nimic cu nimeni, dar câteodată comportamentul ăsta trebuie pedepsit. Din păcate, așa cum v-am zis, băiatul ăsta a furat-o puțin. Ca și în tenis. Bun. Să vă mai arăt ceva drăguț. În 1948, un om a purtat... Am nu știu să vă traduc... 30 de pounds, nu știu ce e greutatea asta, nu așa, niște papuci în formă de... deci cu trei degete, exact ca și o labă de pinguin, foarte mari. 15 foot, aia e vreo 45 de centimetri, din câte țin eu minte. Nu, ăsta e 4 jumate. Un foot e 30 de centimetri. Deci, omul s-a purtat papuci ăștia de pinguin, vezi, are așa puși pe ei niște tenis și mergea pe plajă și lăsa urmele astea pe plajă și oamenii credeau că un pinguin de 4 metri jumate le răvășește lor plajele. Au făcut timpul ăsta, faza asta timp de 10 ani pe diverse plaje și toată șmecherica a fost dezvăluită 40 de ani mai târziu. E foarte tare, bă! Să faci un căcat din ăsta, îți dai seama că, bă, s-o... pus niște oameni și au pus niște întrebări acolo, au fost niște studii acolo, niște cetățeni s-au interesat de fenomen. Și 40 de ani să nu zic nimic la nimeni. Și după aia este ești așa, zici, bă, știți aia? Da, eu am făcut. Mi se pare foarte tare, că mă gândesc să fac și eu ceva. Bun, așa, un șofer de 90 de ani a blocat o șosea și a refuzat să mai plece de pe loc. Situație neobișnuită în capitală. Omul vroia să meargă acasă și uitase cum să ajungă acasă. Deci la 90 de ani, cum mergea el pe drum, așa, dintr-o dată i s-a resetat calculatorul și uitați unde șede. Și nu a mai putut să ducă acasă. Deci, practic, așa e în tenis. Da, bun. Să trecem la următoarea știre. Și asta e știrea de pe un site care zice de ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Nu, vezi? Iată. Ziceți niște băieți? Cred că din Germania, așa, dacă îi să mă întrebați pe mine, care s-o băgat în utilajul ăsta care face baloț. Să îi împachetează. Și îi împachetează, mă, friend, și îi dă jos din balot. Deci uitați-vă la ei. Trebuie să ai și mult timp liber. Acum nu o să vă mint. Trebuie să ai timp liber să faci ghidușica asta. Și uitați-vă la ei cum arată. Ce e mai interesant, trebuie să-l vedeți, băiatul ăsta moare. Deci uitați-vă ăsta de aici, ăsta nu mai are aer, ăsta e gata. Ăsta se duce. Și ăla se distrează, n-are nimeni treaba lui, nu știu dacă vedeți. Nimeni. Deci fiecare își vede treaba lui, ăla e acolo, leșina, nu mai are aer. Așa e în tenis, mă, friend. Bun. Dați așa să mai închidem din ele de le dracu, că crapă procesoarele. Vă arăt divizia de salva mare. Bănesc că undeva, ori din Bulgaria, ori din Rusia. Stați așa fără sunet, că ne așa. N-am acelis, să-l salvăm pe cetățeanul care se neacă. Stai, mămică, că vin și eu. Hop, pac, se răstoarnă, pică băiatul ăsta la alt. Și ăsta explică, du-te până spate, ia-o până spate, că așa se urcă în barca din salva mare, nu te urci ca nebunul până fat. Stai, mămică, că vin și eu, pac, hop, ok, și pică amândoi. În timp ce ăla se neacă acolo, ca să înțelegeți, zice, la moare acolo nu mai poate. Să face ședință, zice, acum avem ședință, băieții stau. Se analizează și cred că concluzia e să ducă barca înapoi la mal, să se urce de acolo. Între timp ăla a băut jumate din apa oceanului, că n-ai, așa e în tenis, mă, friend, n-ai ce să faci. Bun? Avem și din astea. O să vă arăt un anunț publicat de poliție care se referă la traficanții de droguri. Mi se pare sexy. Nu știu din ce orașul e. O să putem afla imediat dacă vedem aici ce scrie.
Franklin County Sheriff Office. Mai am scris până America. Zice așa. Să văd dacă n-am ceva cack sucking. Attention drug dealers. Deci, bă, băieții care vindeți droguri. Zice, dacă în activitatea voastră de vânzare de droguri competiția vă costă bani, vă oferim un serviciu gratuit care să vă ajute să eliminați competiția. Raportați, zice. My drug dealing competition is, știi? Trebuie să completezi aici. My drug dealing competition lives at, deci unde stau băieții. Telefonul de acasă este, telefonul celular este, numărul de mașină cu care să cară droguri este și alte metode cu care putem să-i contactăm. Și între ce oră vând droguri? Și zice, trimiteți-ne pe mail aceste detaliile competiției voastre în materie de droguri și vă promitem, mie nu scrie așa, dar vă promitem că o să ne ocupăm noi de ei ca să puteți voi vinde droguri, nu e așa, în continuare. Între timp, avem, bineînțeles, un expert în că e așa e pe Facebook, în domeniu, zice așa, pe atlasgeographic.net apare un articol de ce caii dorm în picioare. Și o doamnă, că e drăguță ideea, zice așa, total greșit sau parțial, în Ieslea în care s-a născut Domnul Iisus Hristos erau și animale printre care și un cal. În momentul nașterii lui Iisus Hristos toate animalele erau atente la naștere, la naștere, numai calul a continuat să mănânce, nedând atenția cuvenită nașterii. Deci, practic, mizeria aia de cal, în loc să se uite atent cum se naște un copil, că iarăși zic eu și eu privește drăguță, în caz că v-ați uitat sau ați văzut în filme. E absolut ceva la care trebuie să uiți, mai ales dacă ești animal. E foarte interesant când se naște un om. Deci calul, în nesimțirea lui absolut incredibilă, neuitându-se la nașterea lui Iisus, da? A fost blestemat să mănânce și să doarmă în picioare. Da, deci voi gândiți-vă că femeia asta merge și votează, mă. Asta vă dau pe scurt, că n-are nicio explicație logică. Deci nici nu m-am obosit să văd ce e asta. Vă jur, nu m-am obosit, pur și simplu. Nu am vrut să mă uit să văd ce e. Mi se pare atâta de nașpa și de penibiluț că nu vreau să mă uit să văd ce e. Am rămas să vi-l arăt. Așa. Bun, vă mai arăt un băiat care filmează la evenimente. Să vă doare, pot să-l măresc un pic. E, iată. Așa. Așa, în caz că vă întrebați despre ce e vorba, băiatul are un gimbal, are o soluție șmecheră de stabilizare, are ceva cameră scumpă, care e camera de sol. Deci cred că în momentul ăla, la un băiat din ăsta, de pe la, nu știu, Canon, Sony, știi, care e director la o fabrică de camere, a sunat telefonul și a zis, mai avem un client. Cred că s-a trezit așa, un băiat din ăsta care face camere scumpe, care e directorul unei fabrici de camere scumpe, s-a trezit așa, o tresărit din somn și a simțit o perturbare în forță. Așa o da camera aia de asfalt. Uitați-vă acolo. Tot sar și bucăți. Dacă vă uitați mai atent, că eu m-am uitat că mie, deci prima oară m-a durut pe mine inima. Mi s-a strâns organismul pe mine, mi s-a făcut mai mic organismul. Am trecut de la L la M, o perioadă scurtă. Deci eu cred că băiatul ăla a simțit o perturbare în forță când a dat camera aia de pământ. Bun. Să vă prezint ce zic băieții ăia. Știți că era polițistul ăla care o... Era un național care a fost și decorat, mă. Polițistul ăla care a oprit circulația când a aterizat elicopterul. Că ăsta la noi e un act de eroism. Știi? Deci dacă vezi un elicopter care aterizează pe drum și oprești mașinile, care nu s-ar fi oprit ele singure, le oprești tu, că ești polițist, o devenit erou național, l-a decorat. Și o, după ce l-a decorat, o trebuie să declare ceva. Și o declarat în felul următor. Nu? Bună ziua, numele meu este Ion Adrian, sunt polițist în cadrul brigăzii rutiere de 5 ani. Astăzi, în jurul orei 10, mă aflam în timpul programului, când odată am auzit o druncitură, un zgomot puternic. În fața noastră era un elicopter care se chinuia oarecum să aterizeze și în momentul în care eu împreună cu colegii mei am reușit să intervenim la timp, cât să evităm o catastrofă. Așa. Va pentru care mă bucur că am fost oamenii potriviți la locul potrivit. Ale. Mulțumesc. Am oprit toate mașinile din intersecția respectivă, ne-am mobilizat și am strâns și alți colegi, de așa natură încât să poată să aterizeze. Ok. Vă ascult.
Am asigurat în jurul elicopterului zona ca să nu intre nicio mașină în contact cu elicopterul. Am oprit din toate direcțiile mașinii. Am observat că are o problemă și ne-am dat seama că trebuie să intervenim. Când erați în mașină, pum? Pum? Puteți să dați puțin cu câteva secunde, un minut înainte să vă auziți acea zvâncinătură, cum ați zis. Ce făceați în momentul ăla? Cum ați simțit mașina? Care a fost primul moment în care ați zis trebuie să ne dăm drum? De... Dar calitatea e mizerabilă acum. Că elicopterul era undeva la 20 de metri deasupra noastră, ne-a luat prin surprindere, a fost o chestie spontană. Și cred că toate mașinile au simțit și ceilalți conducători că s-au început să se miște mașinile. Ce făceați în momentul ăla? Eram în intersecție, îmi desfășuram activitățile. Oarecum am avut și noroc pentru că a fost timingul perfect. Celelalte mașini erau oprite la semafor și încă nu erau pe viraj. Deci el au îndepărtat toate mașinile, dar el era oprit la semafor, nu știu dacă ați fost atenți. Evident, dar mă bucur că nu s-a întâmplat și că am putut interveni. Ah, ok. Vorba lungă sărăcia omului, practic asta e discuția. Bun, nu o să zicem nimic de poliția română, de... Cetățenii care primesc asta, vă zic, decorații. Omul ăsta a fost decorat, my friend. Deci mașinile erau oprite la semafor, elicopterul a aterizat și eu primit decorații că o... făcut ceva. Nu știu, în fine, că n-am. În septembrie, în 30 septembrie 1956, vă arăt. În 30 septembrie 1956, în timp ce se sfădea într-un bar, beat, un om pe care îl chema Thomas Fitzpatrick, o pretins că el poate să aterizeze cu un avion din New Jersey în New York în 15 minute. Să zboare cu un avionul, ok. Poate zbura cu un avion din New Jersey până în New York în 15 minute. Ca să demonstreze lucrul ăsta, a furat un avion, a zburat fără lumini și fără radio, absolut completely intoxicated, zice. Bad mort, cum îi zicem noi aici. La 3 dimineața și-a aterizat avionul în stradă, în fața unui bar. Deci până aici e ok. Un om nebun, a furat un avion, a aterizat în fața unui bar, să demonstreze un om că poate zbura în 10 minute într-o parte în altă. Ok. Partea mai interesantă e următoarea propoziție. 2 ani mai târziu, a făcut același lucru, pentru că un om din bar a refuzat să creadă că el a făcut chestia asta. Mi se pare absolut incredibil. Așa. Bun, o veste bună pentru voi, că știu că chiar sunteți în target. Louis Vuitton l-a lăsat o boxă care arată în felul următor, ca și un ceva, o zene, zic ei. Eu zic că arată ca o cădelniță, dar fiecare cu problemele lui. Uite, plasă magnetică de ușă împotriva insectelor, ok. Și care costă nici mai mult, nici mai puțin. Atât, o terminat. Deci asta e singura poză care o avem, ne pare rău. Care costă nici mai mult, nici mai puțin de 3.000 de dolari. În caz că știu, aia zic, că vă doriți și nu, sunteți amatori de, știu că vă cumpărați chestii de la Louis Vuitton, boxa asta e tot ce vă puteți dori de la viață. Vă prezint și o imagine cu domnul Macron, care e în vizită în Polinezia franceză și întâmpinat de oameni acolo, așa cum știu ei mai bine. Ia ca așa, mămică. C'est la première fois que le président de la République se déplace en Polynésie. Ah, să zic, e prima oară când președintele Republicii se deplasează. Și uite-l pe meu. Ce stați vă cu? Bă, asta ar trebui să fie ilegal, mă. Ar trebui să fie condamnați oamenii care au făcut asta. Uitați-vă la el cum arată. L-a îmbrăcat aia în flori, frățioare. Ori n-aveau un să le arunce. Nu se poate așa ceva, bă. Deci absolut împotriva. Deci de acum trebuie să fie. De când se deplasează, bă, nouă nu ne puneți flori, mă. Așa. Și următoarele două clipuri sunt pentru buna voastră dispoziție. O să vă arăt primul clip, o doamnă care dă cu pumnul la aparatul ăla de dat cu pumnul. Sună puțin ciudat, da? Așa îi, în tenis. Bun, vă arăt acum Now Watch This.
Chiar e ceva de văzut. Stați să vă pun și un pic de sunet. Nu mult, că ne taie și macarona, dar așa să fie cât de cât. Now watch this. Deci priviți-o pe doamnă. Cel mai drăguț gest este și cum își aranjează sânii să nu-i plece din uniformă. Ia uite aici, mămică. Ia uite aici, mămică. Lovitura cauzatoare de moarte. Dar uite cum își ia vânt. Spune-i la asta că ai bău banii sau că ai amantă. Spune-i tu la asta așa. Uite. Mă, friend, deci așa ceva deci nu se poate. Uitați-o aici. Uite cum se învârte. Hua! Cea mai bună lovitură, vă zic. Aici, femeia asta, dacă are soț, îl compătimesc. Bun, și ultima pe ziua de astăzi, din Rusia. O să vă las cu aceste imagini absolut minunate. O să ne despărțim înainte. Mi-a făcut plăcere. Îmi cer scuze pentru săptămâna trecută, dar v-am zis, viața e mai dură, trec până niște momente incredibil de complicate, că am foarte mult de lucru. Și n-am timp de prestat, dar intrăm pe făgașul normal de săptămâna asta, s-ar putea să facem chiar și un live săptămâna asta. Nu zic nimic, dar putem încerca așa pe joi, pe vineri, să vedem. Trebuie să vorbesc și cu băieții de la Patreon, că băieții de la Patreon îi țin în viață. Bun, vă dau ultimul filmuleț acum și ne despărțim. Ia de aici. Absolut incredibil de fain. Stai să opresc muzica că ne taie și macarona. Deci băieții au pus pe o dronă două tuburi de artificii and now watch this. Mi se pare absolut incredibil de tare. Uite cât e de tare. Incredibil. Foarte fain. Cam atât, cetățeni. Vă doresc o săptămână frumoasă. Ne auzim săptămâna viitoare. Tara! Ceva. V-am țucat.